Rec sunet. Merge. Merge. A pizza ta ți-ai luat-o? Este dar rec? Este dar rec și sunet. Vrea cineva să facă onorurile? Onorurile. Tam, tam, tam. Și acum mă duc după apă. Pe mine mai da, mai? Mulțumim. Ce? Boxy, mândești pe mine mai tare? Cine știe să mândești mai tare? Bine. Se pare că ești dat încet? Vrei să fii dată mai tare? Vrei să fii dată mai tare? Maybe. Al meu? Al cui? Alu proastă asta. Bă, dar ce aveți, mă, de toți beți apă, nu mai beți apă, bă, că ruginiți. Se fumează aici? De capul vostru. Beți și voi, poftim? Fumăm aici? Tu ești singurul care are sticlă de, siglă de comics pe el. Deci, adică tu trebuie să ne spui. Dai. Bravo, tată. Parcă. Asta înseamnă să faci o parcare cum trebuie. Opa, așa. Eu dacă... Spune. Eu dacă ajung undeva, trebuie să parchez mașina și... Trebuie să faci laterala, nu faci. Trebuie să fac laterala. Eu nu fac. Nu fac, nu mai am treabă acolo, brusc. Sunt gata. Mă uit în oglindă, văd dacă e cineva în spatele meu, o încerc o dată, da. O încerc și a doua oară un pic mai așa și a treia oară zic, hai că găsesc alta. Dar e mult prea mare presiune. E mult prea mare presiune. Dacă stă cineva în spate... Da. Da. Adică dacă ești singur încerci, oho, mai dau un pic, mai mă urc pe bordură. Eu am mulți prieteni care o fac mai lejer laterala decât gararea. Decât ce? Laterala o fac mai bine decât gararea, aia cu spatele, să o bagi direct cu spatele. Aia e simplă, adică e... Adică păi care la aia le sparge capul la lateral, li se pare ușor. Da, nu știu... Am văzut, adică instructorul meu... Asta e mișcare, exact asta ce ai făcut. A încercat să mă învețe... chestii, adică el avea pe... Nu funcționează în viața reală. Nu funcționează deloc, pentru că el avea pe geamul din spate, dreapta. Așa. Avea o cruciuliță la jumate, acolo. Și el mi-a luat, când atinge, când vine cruciulița cu colțul mașinii, cu spatele mașinii din fața care vrei să parchezi, tragi un pic de volan, apoi maxim, apoi reiei când vine botul și aș încerc să-mi aduc chestiile alea aminte. Și nu mi-l aduc aminte. Mie mi-a desenat. Ți-a desenat? Da. Poate că e mai bine așa, frate. Adică pe mine m-a ajutat foarte tare. Instructorul meu avea și un defect de vorbire și nu prea înțelegeai ce zice vorbește. Cel mai prost instructor auto. Nici nu eram atent și nu vedea cu un ochi. Vorbea foarte repede și genul de oameni care, cum zice Frâncus, mama. Asta, așa zicea el, să intru în sensul giratoriu și să ies la prima, la prima ieșire. Și apoi țipa la mine, că de ce n-am făcut ce mi-a zis? Păi dacă dreapta... Era mumble instructorii. Da. Cazin mumbles. Da, instructorul meu de auto a fost Gucci Mane. Sau... Cine ce? Ceva. Bun. Da. Și nu vreau să fie... Te-am plictisit? Scuze, bun, altceva. Mă deprimați. Am picat de 5 ori cu aia. Ai picat de 5 ori? Da, doar la ce examenul? Ți-a dat greu? La semnalizări. Legea lui Colomb. Ce înseamnă la semnalizări? Pe semnalizări, nu-mi dădeam semnale. Era câte 6 puncte, 4 semnale, ăla erau. A, nu-ți semnalizai intenția de a face lucruri? Da. Aia mi se pare ai important. Ai făcut școala pe BMW? Eu n-am carnet. Nu mă, dar uitam ce pula, semnalizez orice. Da. Era un biciclist, mă dădeam așa, nu depășeam linia. Eu 6 primul, puncte. Nu primul an, că exagerez, dar cred că primele luni. N-au vrut să mi-l dea. Mergeam da, pe... Am făcut ceva cu tine, a fost targeta ta. Am urcat Poiana sau nu mai știu ce am urcat. Era drum, serpentine, curbe. Și eram atât de fixist că trebuie ce? Să semnalizez. Că semnalizam curba. Da. Și nici asta nu e bine. Nu, tot șase îți dădea. E prost, asta ești prost. Că mergi pe, e ca și cum ai merge pe un drum drept. Dar drumul da, e un pic într-o parte. Eu semnalizez orice. Da. Că nu cred că îți dă puncte. Nu. Aia zic. Doar râde de tine. Da. Toată lumea. Toată lumea. Asta eu după ce mi-am luat carnetul zic. Adică lasă că eu efectiv mi-am luat carnetul și încă semnalizam tot. Eram și eu făceam chestia asta la... Nu știu sigur dacă semnalizam și... Curbe mai mari, asta zic. Dar adică încercam că nu... să fiu cât mai semnal chestii, să păstrez distanța, pentru că... De panică. Era teamă. De panică. Pentru că știi ce? Care e faza? Eu n-am învățat legislație. După la cum ne-a și zis domnul polițist când ne-a oprit. Da, chiar am aflat asta de la organele avizate, să spună că de câți ani ai carnetul? Cred că acum fac vreo 4 ani.
5 ani, cred. Și te-a oprit prima oară după 4 ani. Da. Nu, m-am mai oprit o dată în pandemie, dar să-mi ceară declarația. Da, bine. Așa, e, light. Dar m-a oprit cu școala odată cu aia. Cu școala? Cu școala m-a oprit. Cu dreapta, eram cu instructorul și instructorul meu era, el locuia lângă Brașov, în Râșnov, și mă punea, făceam drumuri din astea. Hai să mergem să-mi cumpăr ghivece de flori, să le duc acasă. Asta era practic traseul. Și ne întorceam de la el din Râșnov. Și ne-a oprit poliția pe drumul ăla dintre Râșnov și Brașov, să că ce? Nu aprinsesem farurile, nu, și nu ai voie să circul pe în afara orașului și cu instructorul. Eram cu instructorul, da. Nu și te tot pe mine m-a certat, boss. Pe mine m-a certat. De ce? Cine, polițistul sau instructorul? Polițistul, instructorul era doar hai, gata, hai, lasă, hai, nu știu. Că eu eram la volan, era problema mea. Deși da, tu încă n-ai carnet. Da, da. Deci e problema aluia. Da, e cumva problema aluia, dar pe mine mă certa că cred că mai mult ca să mă sperie ca să țin minte chestia. Ah, și okay. Adevărul e că cam țin. Cu aia prin bă, da, mi se pare că trebuie să, nu trebuie să le aprinzi tot timpul ca să-ți dai seama că o mașină e în mișcare. Ce mai simplu să le aprinzi tot timpul. Economisești ceva dacă nu le aprinzi sau de ce nu le aprinzi? De prost? Viața farurilor, Sanchi. Dacă nu le aprinzi, da, țin mai mult. După mine, eu după ce am luat carnetul prima dată, după ce mi-a venit carnetul acasă, am ieșit cu mașina și m-a oprit poliția. Și primul lucru? Primul lucru. Am ieșit, m-a oprit poliția, că n-am avut asigurare la mașină și n-aveam asigurare la mașină. Aha. Mamă, te-a și turnat, deci nu numai că... Nu, cine să mă toarne? Când, adică te-a prins că n-aveai asigurare. M-a oprit poliția, a fost un control de rutină și ai plecat mai departe. Ți-a bătut obrazul. Nu, m-a oprit tot din același lucru. N-aveam farurile aprinse, dar era și noapte afară. Și după a văzut că n-am nici asigurare și... Băi de curut. Mi-a dat 1.500.000 că n-am avut centură. Băiat. A, băiat. Da, de asta, bucata ta. Mai ții minte cum îl cheamă? Nu știu, dar să-i dea Dumnezeu sănătate. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Se știe el. Știi cum lăsai pe Messenger, știi tu cine? Da, DND. Mai puțin o persoană, se știe ea. Și dacă o să fie acuzat de ceva, am glumit. Mi-a dat amendă pentru asigurare. E un act artistic, după cum am învățat. La televiziune. La televiziune. Care este... campania ta. Mă gândeam să ne prefacem că o să fii președinte și să zici niște, să ne zici niște promisiuni de șarte. Să vă fac niște promisiuni. Da, să ne iubești tot dacă timpul. Dacă o să fii președinte al Revoluției. Da. Bă, dacă să, o să mă votați, în primul rând, o să curăț stand-up ăsta. Care crezi că sunt problemele cu stand-up? Care crezi că sunt problemele cu stand-up? E putred până în mătura. Simți că e o caracatică. Acolo, avem mult de lucru și pe perete acolo. Adică nu o să vă garantez că o să se schimbe lucruri imediat după, da. Pentru că dacă ești tu la putere, Caracața are mai multe capete decât mi-a imaginat Luiza. Și o singură mână e foarte tot, e și în sănătate, și în financiar, și în interne, peste tot și externe, și până și la Târgu Lăpuș a ajuns. Corupție, cu maximă corupție, nepotisme. Vai să nepotisme. Nu putem să spunem pe cameră, domnul Mirica, dar promisiunea dumneavoastră e că acum trebuie să facem show-uri cu copilul lui Toma. Păi da. Asta. Micul Toma. Micul cel mai mic Toma. Da. Micul Toma junior. Jură. Deci ce trebuie să faceți voi astăzi? Astăzi fiind duminică, dacă vă uitați astăzi, dacă nu... Bă. Sau Duminică în Familie este un podcast la care... Creștinesc. Da. Suntem aici împreună. Și pentru bunica și pentru... Bă, lăsați-mă vrăjea, zice, trebuie să facă oamenii. Să-l susținem pe Sergiu. Trebuie să-l susținem pe Sergiu, pentru că este duminică, e sfânta zi de duminică. De exemplu, o să intru să votez chiar acum. La ce număr de telefon? Oare la 1313? Repet, 1-3, știu eu, 1-3-1-3. Cum te sul Mirica? 1-3-1-3. Nu-i 13-13? Depinde cum țineți minte numele de telefon. 13-13 sau 1-3-1-3. Cu textul Mirica. Sau 1-3-1-3. Mirica trebuie să scrii. Fără majuscule. Fără majuscule? Nu contează. Nu știu cum se... Așa nu se... Cred. Cum se vătează. O să fie prin aplicație. Să fie... Așa e. Mă, că mi-a dat ușor mesaj. Cred că da. Ce? Da. E așa prin SMS? SMS la 1313 cu textul Mirica. Și acum o spune mare pe ecran. Mirica. Din ce țin eu minte de la Virgil, e 5 lei. 5 lei costă mesajul. Bă, 5 lei pentru Mirica îi dai, nu da, iei. Da, e dracu. 5 lei? Îi dau acum. Vrei să dau 5 lei? Dau și 5 lei. Dai și tu, mă, 5 lei. Da, îți dau 10.
Nu pot să votez de două ori. A, votează și de pe telefonul de comics. Da, gata, da, da, da. Deja, uite, dacă deja puteți avem, să dăm mai multe, îi creștem factura lui Șorea. Și așa am făcut eu niște cost suplimentar când am fost în Dubova, că m-a dus, m-a băgat pe sârbi. Pe sârbi. Mam, un pic de mare cost. Nu, ai no? 18 euro. Un mega. Nu, mă, scumpă 0,5. Internetul la sârbi, săraci. Da. Oare ei atâta plătesc că noi roamingul la sârbi îl plătim foarte mult. Oare e scump internetul la sârbi? Cu prețul vieții, unii plătesc internetul cu prețul vieții. Că nu atât Dunărea să trec. Atât de scump e. Am zis Sârbia. Sârbia? Let it slide. Sârbi, Sârbia. Bun. Bă, nu știu, mă gândesc că depinde de contractele dintre, operatorii. Da, dar eu înțeleg că nefiind în Uniunea Europeană nu, sunt, nu e reglementat și de-aia, ok, costă mai mult roamingul. Dar oare e scump internetul în general la ei? Oare e scump pentru că n-au infrastructură sau ce pula mea? Ce e, mă, așa scump internetul la voi? Mă, sunt sârbi care se uită aici, sârbilor, că stau așa acum la o pleșcăviță și... Și stau toți la un telefon, da. Au pus toți bani la internet? Se uită fără, e fără imagine. Și, e și dacă sunteți sârbi, dați și voi mesaj la 1313 cu textul Mirică! Vă punem noi diferența dacă e mai mult de 5 lei. E așa ciudat, n-am mai fost niciodată în situația asta. N-ai candidat până acum? N-am mai candidat nimic? Până acum, nu cred, nu. Mi se pare... La școală? N-ai fost vreodată șeful clasei sau ceva? Da, am fost vreodată șeful clasei, dar... Pare genul care ar fi fost trezorier. Da. Și ar fi băgat bani în aparate. Which I kind of did. am fost șeful clasei, cred că în clasa 5-a, prima oară, sau a 6-a. Și de tânăr, domnul Mirică, v-ați apucat. Clasa 5-a sau clasa 6-a. Și nu le-a luat mult până și-au dat seama că... Că nu. Eu eram doar cu titlu. Doar cu titlu, dar dacă trebuie să faci lucruri, da? Nu știu ce... Bă, dar acum dacă, dacă trebuie să, să-mi trebuie respect torn, responsabilitățile, trebuie să torn. Ai, na. Și da? Asta e chestia, da. Deci pe mine m-au făcut șeful clasei și eu tot eram, eu încercam să lucrez cu ăștia, să fiu, bă, hai mă să facem liniște, că iar vin ăștia și să iau de mine cu aia, nu fiți blângi, hai să facem liniște. Și după aia mi-am dat seama că mă lua diriginta deoparte să zic cine n-a făcut liniște. Și am fost, eu nu mai vreau să fiu șeful clasei, zic, fac des, nu știu. Ei, nu sunt nici foarte omerta, așa. Da, da. Și adulți, în până la mea, te fac adulții să fii, că tu ești copil, nu știi. Și te iau și te transform într-un snici obosit. Dar să-i fut în gură, da, exact, pentru că asta fac. Și ori să cine n-a făcut grăgeu, la un moment dat la noi a băgat doamna diriginta această poliție care te controla dacă ți-ai făcut tema, te controla în pauză. Cine? Și apoi, ce? Alți colegi? Alți colegi, da, a, era, era un coleg responsabil să-ți verifice tema și apoi când începea ora să te toarne, să-i doamna dirigintă sau doamna profesoară, astăzi nu și-a făcut tema. Respectiv. Ce nașpa. Da. Și ce jegos ăla care își dorea să facă asta. Bă, da, și îți dai seama că l-a și citit pe omul care... Hai, că te ia după personalitate. Te ia după personalitate și abia aștepta să toarne colegul. Muistul care nu pleca, când pleca toată lumea, ăla era. Yeah. Și pe mine cred că m-a pus... După personalitate, că eu mă înțelegeam bine și cu profesorii și cu colegii cumva și cred că s-a gândit diriga că, bă... Tu ești un suflet bătrân mic. Exact, ești un mediator bun, așa. Și eu am halit-o, că am halit pe astea la început, chiar m-am bucurat că m-a pus șeful clasei. Sunt special. Pe normal, da, e statut. Dar sunt șeful clasei. Vezi? În liceu. Ai candidat sau făcut alegeri? Nu. În liceu deja e next level. S-a nominalizat. Dar n-am făcut nimic. Am fost și la facultate, șefa grupei. Bă! La facultate, șefa grupei, să-i dea Dumnezeu sănătate. Abia atunci s-a întâmplat. Dana, dacă te uiți. Dana? Ea este Dana. Și că tot vorbea că ea vorbea cu... Șefa și la facultate nu era prezența chiar atât de constantă ca la liceu. Îți dai seama, te chiulea toată lumea, se făcea nebunii și Dana doar zicea, bă, bro, dacă vrei cursurile sau cartea respectivă pentru care trebuie să dai 17 lei sau ceva, o trăgea el la Xerox. Mă duc să trai la Xerox chestia asta, trebuie să-mi dai banii ăștia dacă vrei să înveți să iei... La șef, înger. Bă, da, a fost extra... Adică, nu știu, a fost ce trebuie. Și eu am presupus că așa sunt toți șefii. Da. De fapt, și după aia te-ai lovit de viața reală. Te lovești de primul job. Eu îi lăsam pe colegii mei să copieze de la mine, facultate. În schimbul sumei modice de țigări. Eu la capacitate i-am lăsat să copieze de la mine la istorie. Eu la BAC cu aia am dat să copieze, eu la BAC. Eu am dat să copieze. Eu care picasem permisul de 5 ori. Eu le-am dat să copieze la BAC, la biologie. Și mai știi biologie?
Nu, dar mi-a dat o fată la bag la geograf copii, să-i dea Dumnezeu sănătate. Nu știu cine era, că nu era în colegia mea. La mine la mate încerca unul de 40 de ani să copieze de la mine și am fost marș de aici, că nu, nu ești la prima abatere. Nu mi-era frică, că băgaseră. După ce că era la 40 de ani. Mă, fut în el. Păi, n-a avut timp să înveți atâta timp. 20 de ani avea. Dacă l-ai luat până la urmă. Ce mai trebuie? Păi dar ar fi trebuit să faci, să știi variantele alea pe de rost, la 40 da. De ani când ai... Probabil că era la prima încercare, nu mă gândesc că era de 40 de ani în facultate, cred că tot exista. În facultate sau... Nu, în la, BAC. La, BAC. La BAC. Și mie mi-era super frică la BAC să mă dea afară. La BAC înțeleg, da. Fost marș. Nu, credeam că la un examen. A, nu, la examen nu aveam treabă. Lăsa-mi să copieze. Da, și mie mi se pare. Mai aveam colegi care nu lăsau să copieze la examene, dar... Dar cu ea nu vorbea nimeni niciodată oricum, așa că da. Mi s-a întâmplat la o restanță, la SDA, la structuri de date și algoritmi. Sună fan, nu? Sună like an STD. SDA sună fan, după aia... La SDA cu Zoican. Și era nașpa. Și eu am copiat la restanța, copiat la de la ala din fața mea, care a copiat de la ala din fața lui, care învățase, cumva. Și eu am luat 5, ăsta din fața mea la 7 și ala din fața lui a picat cu aia. De ce? Pentru că făceai... Se dea cu Zoican, era loterie, nu conta ce scrieai sau cum scrieai sau dacă era bine, habar, nimeni nu știe, nu știe cum wow. Corecta ce se întâmpla, era total loterie. Picai sau luai sau habar n-am. Nu erau tot felul de din astea. Era o panică la un profesor care era nașpa, ca persoană așa, că ne-a pus la un moment dat să votăm cine ne-a întrebat în tot amfiteatru, cine e din Brașov. Și mi-a ridicat mânuța, bun. Și după aia restul puteți să plecați și nouă ne-a dat să-l susținem pe candidatul morții lui. Ați semnat adeziuni? Nu adeziuni, dar că îl susținem ca cetățenii orașului Brașov pe morți în cârcă. Și nu am primit nimic ca bonus pentru asta. Michele ordinare sunteți să vă... Dar ne era frică de el, că era genul ăla care pica și... Erau din astea povești că mamă ia toate carnetele și le aruncă pe geam și pe aia trebuie să fugi și cine se întoarce repede cu carnetul trece. Povești, erau niște căcaturi din astea. Dar să știi că astea s-au făcut odată. Profesor de microeconometrie. Da, că au făcut odată. Unul sigur a făcut o mizerie și după aia a rămas. Da. Și căși. Eu am avut la drept constituțional unul care ne-a venit și ne-a zis tot așa, ne-a întrebat microeconomie, microeconometrie. Cine e nou în oraș? În Cluj, a ridicat mâinile mai mulți, că eram anul întâi și ne-a zis că ok, ca să treceți la mine, semnați, veniți aici la catedră rând pe rând, semnați foile astea și gata. Și a întrebat o fată din față, dar ce sunt? Adeziune la partidul X, care nu mai există, să mă opiși pe Băsescu. Nu dăm nume. Și a trebuit, asta a fost atunci discuția, că să mergem să semnăm o adeziune. Ne-a explicat că, bă, nu o să deveniți membri în partid, dar e doar de intenție, de susținere, că avem noi nevoie. Că... Și eram, bă, dar nu. Adică nu. Mamă, nu, că ce trebuie. Ce mi se pare la drept, adică la noi, la economie, pula mea, habar n-avea nimeni, sure. Dar la voi? Și s-a încercat, cu debate, s-a încercat cu domn profesor, dar haideți, că nu... Nu, adică a ținut-o pe, da, pe lui, adică pe n-a fost... Ne-a zis că nu suntem obligați să trecem... Da, dacă vrei să trecem... Astea, căcaturi din astea, era foarte... Și era pasiv agresiv, asta e, că nu a țipat, nu nimic, dar era doar... Așa și ăsta, era de un calm din ăsta, de psihopat, da, era, da... Haideți, semnați și pe aia mergeți. Futu-ți morții, măi, ce ciudat, mereu mi s-a părut dubios treaba asta, să te folosești așa de poziția ta, mai ales ca profesor și mai ales, ok, la facultate poate că na, mai înțeleg, dar și acolo e foarte shitty. Ca să zicem că poate au un pic mai mult de discernământ studenții. Da, dar chiar dacă ai, pe 23, tu vrei să... Dar nu poți să te... Da. Vii și șantajezi cu aia dacă tu vrei să termini facultatea asta. Dacă tu vrei ca investițiile lui Măta și lui Tacto în tine să conteze, să aibă... Să ducă undeva, tu acum trebuie să te înscrii în partidul ăsta sau trebuie să faci asta sau ceva, că altfel ai... Tu te zi numai că dacă trebuie să mai plătească un an de facultate, că ai avut tu principii, n-ai vrut să semnezi o foaie. S-a încercat te bate scoală, pe tine. Să mergem la secretariat, să zicem, să nu știu ce. Păi nu, s-a încercat. Că... A secretariat care ălea, acolo eram, e de o... Tot rău dintr-o facultate ăsta, e acolo. Nucleu de revoltă, de eram, bă, nu putem să acceptăm așa ceva. Și până când a venit unul care era mai mare... care era cumva îndrumătorul grupei noastre, nu știu ce până era, dar el era anul 2 sau 3 și ne-a zis, semnați bă ăla.
Că nu contează și vă dă 10 dacă semnați. Și da. Na. Na. Și s-a dus revolta. Păi da. Și ne-a zis că știe, se știe oricum în facultate. Adică nu e ca și cum schimbăm noi ceva. S-au mai fost și alții care s-au dus, s-au plâns, s-au mai fost și... Deci mai sunt multe din astea, adică și se știu multe chestii despre profesori. Da. Doar că nu se... A, așa e el, așa... Da, și așa, e un bun. E, da, e un, e un bun. E profesor bun. Profesor foarte bun. Ei, da. Cu fetele mai are, mai are ce mai are, da? În rest, n-ai treabă cu el. Dar la, da la asta gen liceu sau școală generală, când, când vii la copii și trebuie să... Hei, trebuie să cumpărați... Să mă fut în revista Terra. Da, cumpărați revista Terra. Posibil, să mă fut în revista Terra. Să fai în episodul ăsta, e de hate. Da. Să mă fut în revista Terra, care este acest, acest fucking pyramid scheme, efectiv, doar ce ca să treci la geografie. Venea profa de geografie da, și te întreba, hei, cine vrea revista Terra? E 3,50 lei. Și eu nu știam geografie, așa că am vrut revista Terra 3 ani de zile sau cât am avut. Mie mi-a plăcut, sincer, sincer, revista Terra chiar mi-a plăcut. N-aveam, n-aveam internet pe, pe vremea aia și erau poze colorate, scrieau despre junglă, scriau cifre, ce, ce suprafață are o țară. Era mișto. Eu să mă cac pe formula azi. Formula azi? Da, fără niciun motiv, așa, să-mi bag pula în ea. Știi cum îl cheamă pe redactorul șef de la Formula AS? No. Ziana Pop. Fun fact, așa. Ce? Fun fact? Ce știi asta? Ce-ai făcut? Da, în fine. Ce? S-a uitat odată la revista și ne-o am acasă ediții întregi de Formula AS. Și eu maică mi-a colecționat da, Formula AS și de și practic în bucătărie. Da, e revista de bucătărie. Eu am, am multe AS-uri verde. Nu știu da. Da. E same, e same. E, ăla a luat tata aia că îl dureau picioarele și tot cumpăra AS-ul verde. O zice, ce? Eu n-am văzut în viața mea, nici la femei n-am văzut picioare mai frumoase ca la tata aia. Bă, a murit, a murit acum 10 ani, dar picioarele... Dar uite la picioare! Le avem acas. Bă, bugnici, o vergetură n-avea pe ele, să mor eu. Bă, fine, fără păr, se epila moșul. Erau frumoase. Tactul mare se epila. Nu știu dacă se epila sau i-a căzut, dar n-avea păr pe picioare, nu știu care era faza. Mare era pârțar. Nu era, că era și de la nea Icără 2. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Mă rog, a murit, dar înțelegeți voi. Să-i fi zare? Și avea gamba asta frumos aici. Definiția zice că e fotbalist. Arăta groaznic de aici în sus. Era bătrân, dar picioarele extraordinare. Dar ce făcea acum? Era model de picioare. Dar ce făcea acum? Adică de ce? Se rădea cu creme. Cu creme? Cu ce fel de creme? Nu știu. Făcute de... Le făcea el. A luat secretul cu el în mormânt, dar dracu. Păi a citit vreo 200 de ziare asul verde și cred că le-a combinat. N-ai cum să nu știi tot. Bunica mea când nu mai dor picioarele, își pune foi de varză. Da, da. What the fuck is that? Da. Și mie mi-o puneau și când am febră și când mă dureau. Foi de varză gen proaspătă. Și oțet în ciorap, fute mai și pe el să mă bă. Oțea cu cartofi ras cu oțet. Oțet în ciorap e groaznic. Da. Cel mai urât lucru. Și nu face nimic, bă, încetați. În primul rând, trece cât pute. Orice în ciorap e no-no. Adică n-ar trebui să ciorapii și în ciorap, cam atâta. Și oțetul e și nașpa și mai combini și cu șosete și tragi șosetele. Aveam ai și febră, deja ți-e rău. Noi când mergeam la grădință ne descălțam și la un moment dat aveam un coleg pe care îl trimit. Poftim? De ce? De ghetuțe. Pentru că intram da, să nu murdărim, nu știu, carpeta sau ce dracu avem noi. Pe voi josele, nu vă da, să nu murdărim linoleum. Nu aveam bulegar pe jos. Nu, ne dădea cizme când intra. Voi ieșați în grădiniță, nu intrați în grădiniță. Și te descălțai. Și întotdeauna se întâmpla că după ce terminai grădinița și plecau toți copiii acasă, că nu venea nimeni să te ia la ce oră. Nu e ca și că, oh, trebuie să vină taică-mi după mine. Pleci oh, no, acasă. O să se piardă. Dacă te întorci bine, dacă nu, oh my God. Și întotdeauna mă se întâmpla ca cineva să ia ghetele altcuiva sau bocanții altcuiva. Bă, cine nu... Ce haos! Haos să nu... fac și... A, de fapt, aici la grădiniță... Clar, nimeni nu îi lau ghetele lui Florin, că venea cu oțet în ele și cu șosete. Că asta zic, când ne descălțam, îl trimitea bunică sau cu șosete cu oțet. Deci... Și făceam toată grădința așa, că cu mirosul ăla fain de oțet. Și a piciorulțe mici. Anyway, băia bun. Picioarele mici nu miros. Miros și picioarele mici. Miros? A lapte, ce miros? Nu, depinde cât de mici. Deja când circulă, încep să pută picioarele mici. E foarte funny. Picioarele nu put când ești bebe mic, nu? Când ești mic, nu. Asta spune când ea. Când ești mic, când ești baby, da. Nu prea miroși put. Miroși tot a lapte. Da, sau a căcat. Sunt cele două variante. Ori miroși foarte bine, ori foarte rău. Când încep să purți adidas și mult timp atunci. Da.
Și cred că, se și transpir, și că mergi. Și vine și în timp. Un pic de miros astăzi, un pic de mâine. Și se degradează corpul încet, încet. Ai cipici. Ai cipici înapoi. Nu cred că bășinile miros atât de tare la, sau dacă miros la, la bebeluși. Miros atât de tare. Miros că n-au, nu are unde să se păstreze nimic, trece tot. N-au filtru, de particule. Exact, nu-i dezvolta filtrul de particule încă. Am un verișor mic și mai venea până la noi 4 ani. Mamă, și vota Mirica la 3-1-3. Și dădea la pe bășină, pleca toată casa. Extraordinar cum pute. Ca căcatul de pisică, exact la fel. Da? Da. Dar ce-i dădeau să mănânce? Nu știu. Boabe. Pisici. Pliculeți de la cu ciuperci. I-ai dat la pisicuță de la? Cu ciuperci? Pliculeți cu ciuperci? Da, cu ciuperci. Cu rață îi dăm cu, da, cu ciuperci. Cu ciuperci, ciuperci cu și pui. Și iepure, cu ciuperci și pui. A găsit casa în drapă. Nu, ciuperci și pui, da. E felină. Să cacă de la la mori. Dar îi place. Mi se pare că cel mai tare pute când îi dăm de la cu somon. Ăla... Sunt niște... Ăla-l mănânc eu, ești prost în pula. Nu-i dau pe ăla, îl mănânc eu. Bă, dar unele pliculețe de pisică miros, da, miros foarte super bine, bine și arată da, bine, au o textură. Da, și asta, pentru și mâncarea de căței, mi se pare că mi se face foarte foame când miros mâncarea de căței, este extraordinară. Nu știu ce dracu pun în el și nu știu dacă, că mi se pare că, adică sunt alt, căței mănâncă mai multe lucruri și nu toate miros așa. De ce miros, miroase da, mâncare, mâncare de... normală nu miroase așa. Nu. Nothing. Mă gândesc că pun ceva în ea ca să-i dea mirosul ăla, că nu e... Euri. Pune euri. Pune așa tot felul de euri. Chimic. Da, și apoi le, nu știu, le cresc unghiile galbene la câini sau ceva, nu știu care sunt. Aia e de la țigări, de la... da, și țigările n-au euri? Nu. Nu. Țuri. Nu s-a fumat aici, o? Nu se fumează aici. Nu, că suntem la interior. Interior. Cum să se fumeze aici? Da, ești prost la cap? Nu se fumează la interior, ai uitat? Am uitat. Ai uitat? N-ai văzut afară, scuze. N-am văzut, da. Nu și se fumează. Ai glumeșterit tot ce ai. Și pe lângă faptul că sunt, că e, sunt legi în funcțiune care nu permis să se fumeze înăuntru într-un loc de genul. 2005. Sunt și regulile locului care tot la fel spun că nu se fumează aici. De când s-a înființat. O singură țigară a fost fumată aici, da, în interior. Și știm cu toți ce s-a întâmplat. Știm, da. Într-un podcast și nu ăsta. Nu ăsta. Ce s-a întâmplat? Au dispărut țigările din localul ăsta cu totul. Da, despre morți numai de bine. Bun. Mirică, 1-3. Și pe mine la grădiniță și noi aveam din ăsta de treia să ne schimbăm. Cred că mergeam cu hăinuțe, că ții minte că era ca un vestiar mic. Aveai tu din ăsta cuier, aveai unde să spui papucii. Hai, și aveam acolo, da. Aveam, eu da, fost acolo la ne lăsau papuși de casă și chestii. Și eu țin minte că nu venea taică-miu să mă ia. Mă uita acolo și eu plecam ultimul tot timpul. Stăteau educatoarele cu mine, făceam curat cu ele acolo. Strângeți. Strângeam tot ce era de strâns și la un moment dat venea. Și uite, te-a făcut om. Da. Vezi? Experiența, nu... Nu, știa taică tot ce știa. Și ce? Deci tu după grădiniță ți-o ardeai cu bagaboantele de educatoare. De educatoare, da. 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 Și cum se comportau cu tine? Te-au tingeau? O milă, cumva. Asta nu-mi amintesc mult, dar era hai, ajută-ne. Prima zi era drăguț, era, a doua zi, bă, a treia zi, ce problemă se întâmplă cu părinții lui băiatul ăsta? Cred că de bine, de vreo 10 ori să se fi întâmplat. S-a întâmplat, oricum. Mai mult deodată? Mai mult deodată, lejer, da. De asta că running joke la mine în familie că nu, peste 3 ori nu uiți. Dar e, adică era departe grădința, trebuia să, să te și ducă, nu să te... Mă duceau și mă duceau. La de dus nu uitau să te ducă. De dus nu uitau niciodată nu uitau. Deci primul plecai ultimul. 3 octombrie să te duci singur. Nu puteam. Cred că m-a dus în prima zi de grădință. Era aproape gen ca distanță de mers pe jos. Nu ce se amintește așa. Nu știu că avea picioarele mici, nu știu. Da, pentru un copil, erau mulți pași. Pentru un copil, cred că erau vreun sfert de oră, maxim. Era în capătul străzii lui bunica mea, știam cumva drumul până la bunica mea și apoi știam să... De la bunica și de acolo mai mergeam un pic. Da. Și m-a dus prima oară, ăsta e drumul. Baftă. Acum, baftă, ne vedem în clasa întâi când te învăț să ajungi la școală. Și apoi atât. Asta întâmplă. Maica mea a fost cu mine odată în prima zi, la clasa întâi la școală. Ăsta e învățătorul, ăștia sunt colegii tăi. Hai! Baftalon, ne auzim. Și asta a fost. Pui tu Waze-ul la întoarce. Mie mi se pare insane. Să ce? Față e de un pic.
E un pic insane. Adică poate un într-o pic comunitate mică, da, mai e mai la mai țară, e cum e. Eram, da, e semi, e semi. Toată lumea cunoaște pe toată lumea, te lua cineva, te ducea un câine mare, și tot te... Eu am fost cu tine acea ani, e mare ce ani. E mare, mă rog, nici adică la mine la țară foarte aproape foarte de, mic. Așa, destul de aproape de grăință și de școală, bățel. Era un copil urât? Da, și el, poftim? Urât de cine? De pedofil, vrea eu să zic. Adică, da, nu erai cute? Nu erai abductable, așa? Ba, eram super abductable. Că mă și tundeam, aveam tot un sărnea asta de copil, de bros. Venea păr așa și eram un pic gras pe aici. Aveam un fel de castron mai... Cum se purta pe vremea aia. Cum se purta pe vremea aia, da. Aveți poza da aia din clasa întâi? O aveți acasă pe undeva? Da, am poza din clasa. Trebuie să facem o dată asta. Da, sunt foarte punchable. Adică dacă mă uit așa, mă uit la poza aia, zic, mamă, ce puncte aș fute la copilul ăsta. N-ai cum să... Ce muie de prost. Mi se pare... Oricum, cred că poate toți copiii... Poate să-i cu... On the inside. Sunt niște probleme. Nu, dar nu mi se pare că ai cum nu, la ajuns clasa comedian așa de... Că stai, adică aveam așa o cămașă albă și o vestă și... Și zâmbeai. Păi zâmbești prost că zic că ea să zâmbești. Uite corporatistul. Ce, cum pula să, mea cum zâmbește să așa? N-ai voie, nu cred că e vreun copil la 7 ani de zile care... Fericit în cămașă. Da, nu, da. Și vestuță. Și care să nu-ți dea ideea asta. Mamă, ce pum i-aș da. Uite, ospătarul ăsta mic. Uite. Uite, ce te bucurești? Tu vrei să spui că te uiți la poza ta din clasa întâi? Eu mă uit cu milă la toate pozele cu mine din afară de momentul în care trăiesc acum. Toate pozele mele din trecut sunt vai săraca. Și poza pe care am făcut-o ieri, orice selfie, mam, am dat ok. Dar la alea de când sunt mică sunt vai săraca. Oh, honey. Aoleu. Oh. Stii? Da, aveai 7 ani și aveai capul mic și erai așa și nu știai nimic de capul tău. Da, dar nu știai nimic, că ziceau aia ce să faci, erai teleghidat, asta e enervant. Și eu nu aveam prieteni în 1-4. Copil panchist. N-am văzut niciun copil ăsta așa mic să fie... Cool? Da. Eu eram super necool. Eram atât de necool încât eu îmi luam o jucărică la mine și mi-o ascundeam până în clasa 4-a. Mi-o ascundeam în ghiozden și mă mai uitam la ea în pauze că nu aveam prieteni. Da, nu vorbeam de, asta pentru că normal nu, că nu aveam prieteni. Asta dacă pentru nu vorbeam. Că n-ai socializat când erai și mai mică, da, înainte de școală? Well, this is sad. Păi nu, hai că dar mă gândesc că copiii trebuie forțați să socializeze, asta cred da că e. Păi nu m-am dus la grădiniță. Păi te-au dus și nu ți-a plăcut. Nu mi-a plăcut. Și nu ei nu te-au forțat să-ți placă, adică să-ți placă. Și n-au găsit alternative. Da. M-am mai dus la gimnastică, de vreo, dar era oribil, frate, era groaznic. Gimnastica oricum mi se pare că e... Pentru că acolo era o tântiță care voia să ne facă Nadia pe toate. Ori eu eram mică și grăsuță. Și se apăsa aia pe mine să fac... Să faci coșulețul sau și ceva? Și coșulețul, dar la sfoară acolo. Nu, spagatul. Și se apăsa pe umerii mei așa. Și m-am întors de vreo 2 ori de la gimnastică plângând și nu m-am mai dus tata. Thanks. Trăiți. Yeah. Bravo lui. Da. Și azi era și la ea. Era, bă, era militarie, nu era distracție. Zici gimnastică, panglicuțe, tutu. Păi nu e. Uite ideea de afacere, să faci așa, să faci o chestie pentru copii. Care chiar să fie pentru copii? Da, care chiar să fie pentru copii. Fie bă, nice. Uite, haide, a dus copilul la chitară, nu vrea să facă performanță. Dacă vrei, știi ceva, nici nu cânti la chitară, doar vii și stai aici 2 ore și... Zdrângănim astea. Da, doar zdrângănim, poți să bați la tobe și apoi te duci înapoi acasă. Bați în lucruri. De, trebuie să-ți dai, să-ți pui leucoplas la degete. Să faci bătături da, aici și să ai o unghie mai lungă for some reason. Aveai costumaj de gimnastică? Aveai un borat din ăla așa pe cred pe că tine. Mă trimitea în... Sau, nu știu cum se numește, la un one piece din ăla. Leotard. Leotard, așa care sună cum e. Să cel leotard. Sună cum arăt. E mai bine borat al tău. Mai simpatic. Cred că mai trimiteau un ștrampi sau ceva trist. Mai țineți minte ștrampii aia cu dungi? Ștrampi și onzii, cum drag. Eu de aia nu pot să port ștrampi cu colanți. Normal că mai țin minte. Ițari, acum să nu mai țin minte. Ițari îmi dădeau iar. În fiecare seară mi-aduc aminte de ștrampi. Și îmi venea duru aici, la genunchi. Mamă. Și amicii. Roxana purta la grăință ștrampi. Albi? Doar că atunci eram prea mic să-mi dau seama ce se întâmpla, dar acum... Bun, Mirica, 1-3. Mirica, la 1-3. Mirica, la 1-3, Stand Up Revolution. Se termină sezonul ăsta. Acum se termină seara asta. În seara se asta. Fini. Se vehiculează un sezon 2 din câte am auzit eu pe stradă, nu la oamenii din industrie. Nu, adică dar a postat Dambadea că se face sezonul 2, e ok, putem să zicem. Da, și am văzut postarea asta pe stradă, deci... Da. Eram pe stradă. Cum vi s-a părut la Stand Up Revolution? Domnule Rădoiu. Domnule Rădoiu. A fost nice.
Păcat că n-am fost pregătit, în rest super. Nu trebuia să mă duc sezonul 2. Sezonul ăsta trebuia să mă simți duc. Simți că te-ai aruncat un pic? M-am aruncat, m-am dus departe. Da, bucata aia pregătit. Cu care ai ieșit, aia nu aveai, nu? Adică aia, era, aia atunci ai făcut-o. Aia atunci am scris-o, înainte. Da. N-aveam, am avut și... Tu ai făcut o bucată special pentru stand-up. În ziua aia am făcut-o, că nu mai aveam material. Ma'am, that's bold. Frumos. Bravo. Frumos, bold. Place. Curajos. 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 Neeficient. Ce-ți mă că e curajos? Că de nevoie a făcut tot. De nevoie, da. E și prost, nu puteți zi, bă. Zic că e prost. Putea să scrie măcar cu o zi înainte, știi? Da. Păi nu mă, că a fost... Aia o săptămână, exact. Păi a fost battle-ul și după aia... La două zi sau la două zile. Ah, da, că parcă s-au da, au fost așa... Nu mai țin minte ce s-a întâmplat. Nimeni. Nu, a fost acum un sute de ani. Dar tu trei ați fost, cum simțiți acum că s-a difuzat? Simțiți că vi s-a schimbat viața? O, da. Adică simțiți impact... La mine la țară, sunt zeu. Da. Jur. Statuie? Nu mi-au făcut încă, dar se vehiculează că sunt discuții. Nu știu, dacă știe cineva scena din Godfather când vine Johnny Fontaine la nuntă, la început da. Și toate zic, oh my God, Johnny! Da. Exact. Deci, când am călcat cu roata la mine în sat, sunt babele pe jos. S-au bucurat? S-au uitat toată lumea? Da, s-a uitat lumea cu... Mi-a povestit bunica mea că i-a zis lumea că s-a ofticat foarte tare că am ieșit în semifinală, că m-a bătut... domnul Hector mexicanu. Nu i-au zis așa, era... nu i-au zis domnul Hector. Nu s-a zis niciun domn. Și nici mexican. Seama că nu s-a zis așa. Mexican cred că s-a zis. Da. Și că a dat lumea nu cu cred. Pumnii în mese și erau supărat și am zis, oh my God, nice. Ce drăguț. Da. Dar în rest, comunitate. Nu. Da. Bă, și la mine și când am fost acum, da, când am fost ultima oară la nuntă cu mulți oameni din Ciorani, au fost la monumente. Te urmărim la Antena 1. Sincer, nici n-au cum, pentru că mi se pare drăguț că unchiul îmi dă mesaj după fiecare Stand Up Revolution, dă mesaj, bă, n-am apucat să văd, trimite și mie link-ul. Care ce... Da. Ce mișcare de 12. Da. Caută coaie, da, bă, știu, și eu aș fi la fel și dau link-ul, după care intră și postează pe grupul de Facebook, gen Ciorani, nu știu ce. Da. Împreună pentru Ciorani. Da, nu știu pentru Ciorani mai bun. Și are descrierea asta, să râdem împreună cu Sergi. Ceea ce e foarte, no, e foarte drăguț. E foarte drăguț. N-ai voie să spui altfel. Da, e foarte drăguț. Dar în același timp. Eu de aia le-am dat blog familiei mele pe internet. Da? Ca să măcar nu să nu văd. Nu la toată familia, dar nu fii, tu exagerezi. Nu, no, sunt prietenă cu maică mea pe Facebook. Care dacă intră pe Facebook-ul maică mea este cel mai creepy wall. Sunt numai postări cu mine. Dă share la poze cu mine, random, așa. Și sorta cum super se simte? Creepy. Nu știu, cred că nu intră pe Facebook, are 20 ani și de zic că-i vă fac. Nu știe ce era Facebook. Da. Și în afară de asta, nu. Ea e și copilul preferat. Deci, nu cred că o deranjează. Da. Facebook-ul. Da, deci cu tine face postări și cu soarta ta se laudă când se întâlnește cu viața reală. Și se iubește. Eu mă bucur că părinții mei n-au Facebook. Am întrebat-o pe maică. Sau alți copii. Zi, Facebook, până da, copii. Sergiu Mirica, singurul moștenitor. Sună bine. Toată lumea singură la părinți aici la masă. Nu, mai am o soră. E dus soare, soră. Bravo. Și cum e, mă, să treci cu soara? Te simți step te simți brother, protectiv? Cum e? Te simți protectiv? O găsesc mereu mașina după la nu știu ce cu el. Protectiv, da. Da. Păi da, n-ai cum să fie altfel. E mai mică, nu? Nu știu, eu nu înțeleg, mică, nu înțeleg sentimentul ăsta. Păi da, n-ai cum dacă n-ai o soră. Sau un frate. E greu să... Gata. E greu să nu te iubești doar pe tine. E cum să știi cu să ai frate sau surori dacă n-ai o soră. Dacă n-ai frate. Uite, am ochelari, am cuia, n-ai zis. Mi-am făcut tatuajul ăsta aici pe claviculă. Care scrie, n-ai cum. Avem n-ai infinit așa tatuajul aici pe claviculă. Da, că nu știu, adică majoritatea tovarășilor mei care au surori... Nu termina asta, las-o așa. Pare că le-ai futut. Nu, n-am făcut asta niciodată. Moră familia mea. Bă, Andrei, deci să mor, mă jur. Deci niciodată. Minte proastă. Ce? Niciodată? Nu, mă, nu, nici n-am. Bravo. Vedeți? Că... Mirica, un om bun, un prieten bun. 1-3-1-3, votați Mirica. Am început să fac sex când am început să nu mai am prieteni. nu știu sigur dacă este o corelație. Nu știu sigur dacă este o coincidență sau nu, dar never went there. Cum adică? Aveam, dar nu era o chestie, făceam o chestie
ciudată cu cineva, să zicem. Așa. Când eram copii. Da. Și ei erau cumva, stăteau pe lângă noi. Și seara venea fata asta să joace, era un el și ea și da. Nu eram tovarăși cu el, dar eram și tovarăși și cu ea, că era cu un an mai mică, nu știu, mai mergeam și la grădiniță împreună. Diferență mică, da. Venea să ne jucăm și ne băgam într-un dormitor la mine acasă și începeam să, nu știu, să ne pupăm, să ne... De-a mama și de-a tata, adică erați mici, mici. Eram, cred că eu aveam 4-5 ani, avea 3-4 ani pe acolo, 4... Poți să treci la futute lejer. Lejer. Deci ok, deci... Acum are și a 20 și eu, e ok. Aia zic, lejer. Are copil. Cu mine. De atunci. Nu, dar adică aveam chestia care clar nu era nimic sexual, că nu știam ce se întâmplă. N-aveai cum, cum să știi la vârsta aia ce se întâmplă acolo, și dar nu știu de ce făceam. Și care ne jucam de mama și de tata, și nu știu de ce. Și știam că tot Bogdan îl chema. Știam că este o chestie mică. Și eu era mai mare ca mine cu 10 ani. Tabu, pentru că ne ascundeam cum făceam asta. Da, cumva știai că n-ar trebui. Că n-ar trebui, adică nu veneam, nu făceam asta la bucătărie, știi, cu maica mea gătea și noi eram pe canapea acolo, că puneam că și asta capră. Că te făceai, că imitam, adică și eu am amintirea asta cu fata aia, tot așa eram vecini, eram copii mici, și am amintirea că mimam că ne futem. Și nu înțeleg de ce, că nu, e ca și cum știam ce. A văzut voi undeva. Da. Sigur, da, dar nu știu unde și nu știu de ce. Asta și era de-a mama și de-a tata, nu era când mimăm, adică nu discuția sau ideea din spate. Asta era, nu era un futut casual one night stand implicații, nu, era o căsnicie. Că ne futeam în aceeași poziție de fiecare dată. Creștinește? Creștinește, total creștinește. Niciodată capră, doghi și să faci așa. Și ce mai de fapt nu, că făceam și îmbrăcați, nu ne dezbrăcam. Da, nu ne știam atât de bine. Sau, na, cumva apare că e o chestie, ori am văzut noi undeva cu toții sau e ceva în... Poate exact, poate e în programare, e în cod, e scris în cod. Dar și vezi ceva, sigur, și vezi ceva. Te trigăruiești de la ceva, dar asta e că eu țin minte că făceam și alte, adică până am ajuns să ne ascundem într-o cameră să ne jucăm de-a mama și de-a tata, ne jucăm de-a mama și de-a tata și în fața blocului, că eram doar noi doi. În partea de admin. Da, partea de ea făcea de mâncare și eu mă duceam să aduc nu știu ce pământ în pula mea sau nu știu ce căcat făceam. Tu adică începea pământ? De undeva. Păi nu știu. Ea avea treabă și tu aduceai pământ? Eu aduceam pământ ca să gătească, da. Era provider. Da. Ce drăguț. Da. I bring you earth. Nu mi-aduci niciodată pământ. Da. Am adus sub unghi. Anyway, 1-3-1-3 la... Te pulă să mă iei. Trebuia odată, bani, odată. Îmi pare rău. Îmi pare rău. Trebuia odată. Așa să facem promouri. 1-3-1-3 te pulă să mă iei. Pirică. Pare rău. Mai avem o linie la Zoom în caz că ne oprim brusc. Deși eu zic că a fost o experiență faină la Stand Up Revolution. Faină în sensul că, mamă ce am amețit, n-am mâncat nimic astăzi. Că, vă rog, votați să mănânc. N-am ce mânca să oară familia mea. Deci, sunt 7 frați acasă. Sunt 7 frați la masă asta. Pare că, doi sunt plecați. Pare că te-ai surprins atât de tare că ai zis asta cu voce tare încât ai amețit. Nu trebuie să fac mișcări bruște, asta e chestia. Așa. Ideea e că s-a trezit și Pax târziu și nici eu n-am apucat să facă de mâncare. Pax. Am coleg de apartament acum, m-am mutat, săptămâna asta m-am mutat dintr-o locație în cealaltă, în alta. Cealaltă presupune că o știți deja sau habar, nu știu, dintr-o locație în cealaltă. Și acum stau într-un apartament mai mare, orice apartament mai mare decât o garsonieră, cameră de cămin. E nume. Da, și are cumva două băi, dar nu sunt două băi, este o cameră în care e doar WCO și cealaltă cameră în care... Britanic! Da. Ce? Britanic! Cred că britanic, cred că... Stupid! În ce să ai, cealaltă baie nu e WCO? Nu, e duș mâncare în cealaltă. E duș și chiuvetă. Nice! Poți să te piși în chiuvetă. Lejer. Dacă e. În duș. E și căci dacă spui ambiție, ce e? Da, păi împingi cu... Și nu știu, mi se pare... Adică, mi se pare... În același timp mi se pare un pic ciudat, pentru că cumva m-am obișnuit să stau pe WC-ul în încăperea mai mare, care să ai mai multe lucruri, dar te simți constrâns? Acum
nu știu. Între patru pereți? Da. Dar cumva pare... Te simți că vine peste tine. Da, e, foarte, e doar atât, este doar WC-ul și atât. Dacă vrea să-și vin două în picioare. Și voi ceva și acolo. O pere de WC-ul și o... Să mai punem ceva? Da, pune niște rafturi, pune ceva. Pune, să ai o oglindă, măcar să nu fii singur. O oglindă pe ușă, așa, doar să te uiți la tine. Și te uiți și de aproape la tine. Dar știți că ați mai fost la oameni acasă care au oglindă în baie fix în față să te vezi când te caci? Mai sunt și locații, frate. Casa la oameni am văzut. Am văzut și la casa la oameni. Este de ce? De ce? Am văzut locații în care, știu, în care ușa de la WC-ul era transparentă. Era transparentă și m-am pus pe WC-ul și am început să văd și să văd chiuveta din așa oameni care eventual intrau să spele pe mâini. Dar nu era toată transparentă, erau părți transparente, nu gen sau. Nu, eu vedeam tot. Nu era, nu vedeai clar, nu era super transparentă, era un pic. Era mătuită. Era ca o folie de parbriz cumva. Yeah. Și zic, cât am stat pe WC-ul ăla, zic, mamă, cât sper să nu se vadă din afară nimic. Bă, sper să nu se vadă nimic. Și? Și am ieșit și se vedea. That's rough. Și doar că se vedea că putea să nu se vadă, doar că fiind oglinda aia mare la chiuvetă, vedeai în oglindă? Vedeai din oglindă și vedeau oameni care treceau pe hol spre bucătărie și dacă se uitau că era ușa deschisă, vedeau un baie prin oglindă și apoi din oglindă, prin geamul ăsta, la mine cum stăteam, nu făceam asta. Își doreau foarte mult să te vadă. Păi ce, tu nu așa scos căcatul din tine? Se fundă. Ca atunci când se fundă chiuveta, da. Știi, câte drumuri ai făcut să te muți? Ce? În câte drumuri ți-ai mutat toate căcaturile? Cred că vreo 3. Ok, e de ce în 3? Nu știu, am dus niște lucruri, mi-am dat seama că am mai multe lucruri și decât aveam, am nevoie în viața mea. Clar, toată lumea are mai multe lucruri decât are nevoie în viața lui. Le-am cărat pe toate într-o duminică, aproape pe toate. Că în ziua în care m-am apucat să mă mut, aia era și ultima zi în care puteam să fac. Asta, fac, ok. Da. La timp, da. Timing, perfect timing. Și în seara aia trebuie să... Mi-am dus niște lucruri, m-am întors, am mai pus niște lucruri în mașină, am lăsat acolo, după care am plecat la Râmnicu Vâlcea, unde am făcut stand-up la o nuntă, 1-3-1-3, la stai, nuntă. Ce? Da, am făcut stand-up la o nuntă în Râmnicu Vâlcea. De ce? Și dacă oamenii care... Cadou? Ăsta a fost darul? Ce? Ăsta a fost darul sau a fost gig? Nu, a fost gig, okay. Organizat de Mire și Mireasă. Au vrut ei să... un entertainment pentru invitațiilor. Și cum că ce fost? Merge cu salvalele? Niște pulă. Chiar intră bine, da. Un platoaș de pulă. Direct. Nici n-a fost gen corporate fără vulgarități. Noi am... A, deci erau relaxați. Au vrut... Putea să mai fie vulgarități, dar știm oricum, copiii aia spre mici, whatever. Și au fost niște băieți, un el și o ea... Foarte, foarte de treabă. Nice, foarte mișto oamenii care sunt stabiliți, ei sunt stabiliți de vreo 15 ani în Spania. Ah, ok, și s-au întors acasă și au făcut nunta aici. Na, fiind stabiliți de 15 ani în Spania, nu ai foarte mulți oameni, n-ai colegi de muncă pe care să-i chem, n-ai prieteni pe care ți-ai făcut. Da, e mai intim, cumva. 15 ani chestii. Și au fost 4 mese, dintre care, na, unchi, mama e, tata e, niște prieteni de-ai lor. Și deci ei ne-au ascultat. La 100 de oameni, ați făcut la... Nu, n-am făcut 20. La 100 de oameni, am făcut, da, pe la vreo 30-40 de oameni, să zic. Am și o filmare, o să vă arăt după. Și a fost dificil, un pic. A fost un pic dificil. Listă, da, adică aveam masa... la Mire, Mireasă, Naș, care ascultau, râdeau. Mai aveam niște oameni, vreo 6-8 oameni așa mai tineri care voiau să vadă stand-up. La una dintre mese era un unchi așa întors care stătea și asculta. Dar nu și-a întors scaunul. Nu, a stat așa. Nu, doar stătea așa, s-a ascultat. Și au fost un pic atenți la început, dar pe parcurs au început să mai vorbească între ei la mese, copii să alerge pe acolo, n-aveau răbdare. A venit și friptură. De acord, da. Și am făcut și... Am făcut cumva, am încercat să mă duc în niște direcții astea de nuntă, că mi-am adus aminte de nunta lui verișoara mea, de mi-am zis că chestie să aduc o chestie, dar dificil, n-aveai... Așa experiență. Dar așa că votați. Dacă aveți botezuri altecumetrii și nu vreți să votați la 1313 Mirica,
puteți să-l chemați. Ai fi luat așa sunetul de fundal, se auzea ca și cum, ca la o nuntă la care se oprește muzica. Imaginați-vă cum se aude la o nuntă la care se oprește muzica. Și unul povestește ceva. Așa se auzea acolo. Și un văr care e un pic pilit și are chef de caterincă. Da. Ce fain. Da. Și după aia m-am întors înapoi în București. Du-te acasă, mai demontează chestii, mutat și apoi mi-am dus lucrurile pe care le-am ținut vreo 4 zile în mașină. Am parcat mașina cu o plapă, mă, cu un birou, cu un scaun, cu chestii. Dar acum sunt mutat și am și coleg de apartament. Ai răzbit. Sunt bine. Bravo. Bravo. Yeah. Dacă mai și câștigi. Ce, da, deja... La 1-3-1-3? Ești pe plus. Da, noi o să ne și... Noi am zis că ne întâlnim mâine să vedem împreună ce se întâmplă, nu? Da. Da. Adică astăzi. Da. Astăzi. Deci astăzi când apare podcastul. Și m-a deranjat, mă, că ieri m-am întâlnit cu fostul proprietar. Da. Și știam... Deja e fostul, nici nu s-a răcit bine relația. Sincer, nici nu l-am cunoscut pe actualul. Câte 6. M-am întâlnit cu el să-i predau cumva garsoniera, bunul. Și mă așteptam să fie mult mai supărat, că i-am stricat un dulap. Nu că i-am stricat, i-am rupt o ușă la dulap, i-am mai rupt o ușă la bucătărie. Da, dulapul era tot acolo, dulapul tot dulap. Dulapul tot dulap. Nu trebuie ușă, că să fie i-am dulap. I-am lăsat niște plăcintă pe pereți. Încă se ținea plăcinta aia de la Mac. Bă, McDonald's și încă era roșie. Eu o să vă las, că eu trebuie să și muncesc. Și eu, hai. Mai închideți voi doi, v-am pupat. Ciao. Anyway, și mă așteptam să fie da, să fie mai supărat. Dirică 1-3-1-3. Mulțumesc, Adel. 2-2-2. Dar n-a fost, mă. Și m-a deranjat că a fost super ok. Că a fost băiat? Da, că eu m-am dus acolo pregătit pentru scandal, mială, cumva, așa. Pentru scandal. Eram, bro, nu știu ce, stai un pic, dacă e să ne încoardă țep și eu la el, ne luptăm și acolo se termină relația noastră. Și mișto mi se pare că poți să faci asta. Să ce? Să te confrunți. Eu sunt foarte non-confrontational. Ce e o problemă? Nu știu ce se întâmplă. Depinde și, uite, de exemplu, în ultima vreme m-am uitat așa la clipuri și m-am uitat la niște filme cu mobsters, cu mafioți și niște clipuri despre mafioți în 60, 70, 80, toate chestia asta. Și cred că mi-a crescut un pic de agresivitate. Ok. Că alaltă ieri, nu știu, acum vreo o zi, două, trei, eram pe Victoriei, pe calea Victoriei, cu trotineta. Și am mers, trebuia să merg până în capăt și tot era un domn cu domn, 40 și un pic de ani, cu bicicleta, ne-a depășit, la un moment dat l-am depășit și noi pe el, tot stătea în spatele nostru. Și la un moment dat am ajuns la un semafor unde am văzut că am verde, dar treceau pietoni, eu am oprit, am încercat să pun o frână ca să nu intru un pieton cumva. Nu știu, și apoi ăsta a trecut pe lângă mine cu bicicleta și a zis, dacă nu știi să mergi, nu mai merge. Oh, no, he didn't. Ce, și eu am zis, te-am întrebat eu ceva? Păi nu, că dacă nu știi, bă, coaie, pedalează și vezi de treabă. Și zice, că ce pula mea a fost la mine? Coaie, dă-i din pedale, dă-i din pedale și lasă-mă în pace, nu te băga în seamă cu mine. Și m-am certat că eu fiind pe trotinetă, ăla pe bicicletă, pe calea Victoriei cu un domn. Degeaba. Bravo. Nu degeaba. Dar apoi am stat așa după ce am... La un moment dat pare că a vrut să oprească la mine și am... We're getting there. Nu voiam să întâmple asta. Dar am niște pent-up anger și nu știu ce să fac cu ea. Ce șmecher mi se pare. Eu nu sunt confruntațională deloc. Puteam să tac din gură. Puteam să tac din gură și să fie... Să termine totul acolo. Păi da, dar n-ar fi înțeles nimica. Păi da, crezi că înțeles ceva? Nu, dar măcar tu n-ai umblat după aia cu nervii în tine să fii like, ce pula mea, mă, ce trebuia să-i zic, știi, că eu așa, eu iau toată ura aia și o țin în mine și la un moment dat o să fac AVC. Asta o să se întâmple. O să fie 37 de ani. Da, și o să mor, o să-mi pleznească ceva. Da. Eu am problema cu vecinii aia retardați de jos, că tot zbiară și așa, și îmi creează foarte multă anxietate. Că zic ei că face aerul nostru condiționat foarte mult zgomot, pe scurt. El nu face, dar ei sunt niște săraci și ei nu au termopane, așa că orice zgomot îi deranjează. Și alaltăieri seară se certau foarte tare ei între ei, de ampulea pe la 11:30. Și eu când aud zbirat, for some reason, îmi crește nivelul de anxietate. Nu îmi place conflictul, chiar dacă nu fac parte din el. Îmi creează un disconfort.
Și am avut așa un dar să bapul ăla că ei ia că sun, o să sun la poliție. I'll be dead cunt. Cum să nu? Și m-am relaxat, am fost cu aia. Mă uitam la un podcast. Îl dau mai tare, dă-i morților. Și pe aia am auzit random de nicăieri. Unul dintre ei a țipat Zdrențo! Și am fost nice, you go. Fiul țipa la mama lui. Fiul țipa la mama lui? Da, a făcut o zdrență și am fost super. Mă bucur că așa se comportă cu ea, pentru că și ea e o proastă și ei se merită între ei. Ia, și îți dai seama dacă știu ardă așa între ei, cum sunt și cu alți oameni, adică și vir așa agresiv. Nu, nu o să înțeleagă nimic. Aer condiționat, la tine. Nu mă probleme cauzați. Marș. Nu e ca și cum ei sunt acasă, ascultă muzică la patefon, ceva finuț, mănâncă cu babețică. Știi concerte brandenburgice, ce frumos. Draga mea, mamă. Apă rece, șerbet. Mother. Good evening, mother. Nu, sunt... Și apoi sunt... S-a oprit iar cu zeaca, că v-a fut în gură de nenorociți. Păi când a venit la mine la ușă, ăla, îl bătrân, și a început să țipe la mine... Era îmbrăcat în maieu din ăla, în wife beater. Așa a venit el. Pantaloni scurți din ăla de wife beater. Avea vreo... Bă, și nu înțeleg. De unde ai încrederea asta în să fii așa agresiv când tu arăți vai morții tăi? Ai 60 de ani și tot atâtea chile. Poate nu-ți fut eu una. Da, asta da, nu stau singură. Da, uite, și la, pe și la mine la fel. Despăgări crazy. Eu sunt mai mult pe sper să se termine acolo, că dacă se trece la bătaie sau ceva, eu am belit. Tot. Asta și la un moment dat o să se întâmple treaba asta. N-ai cum, adică statistic, 9 din 10 o să-ți iasă, o să fie agresiv verbal cu oamenii, eu o să fie eventual înapoi cu tine și se termină acolo, ați plecat amândoi având dreptate. Bă, dar într-un caz din 10, când vine unul și n-are chef să fie agresiv verbal, ci are chef să fie agresiv cu punii, da? Și doar să-ți fută două palme așa și să te pună la punct. Asta e chestia, că eu doar am încredere în mine făcând scandal, ca după aia dacă este un pumn și gata. Sunt... Eu nici măcar asta n-am. Futui morții, măi. Poți să țip, să fac așa. Eu sunt, da, haideți să ne înțelegem. Ia-ți carne, Luiza. Fătălău. Chestia asta vine odată cu carne. Da? Când ești în mașină, ești cel mai agresiv verbal. Pentru că ce să-ți facă? Nu o să intre peste tine. Blochezi ușile, exact, poți să-i dai în față cu mașina. Dacă el trebuie să dea jos din mașina lui, să vină să... Worst case scenario, îl calc. Da, bravo, exact. Asta, puterea să dă mașina îți dă o putere extraordinară. E cea mai mare pulă pe care poți să o ai când ești în mașină și ai blocat ușile. Nu există... Uite, că vei te duci. A venit băiatul meu. Ce zici, mă, ești agresiv în trafic? Foarte agresiv. Foarte agresiv? Da, eu merg cu trotineta, să nu mi-o bătăi. Nu știu dacă te auzi. Cred că te auzi. Numai că trebuie să iau microfonul. Da, sunt agresiv, da. Trebuie să iei microfonul, că începem show. Literally, okay. Cum a fost pentru tine, Luiza, experiența stand-up Revo? Am învățat multe lucruri despre mine. Exact, de asta mă bucur și eu. Mă bucur că am făcut asta. Yeah. Și îmi pare rău că am fost așa, am fost mai autistă decât cred că trebuia să fiu. Adică am, în retrospect, mi se pare că am avut mult prea multă anxietate. În general. Unde, acolo, la televizor, pusă în platou și se întâmplă lucruri pe acolo și ce pula mea eram așa stresată, am acum gândul ăsta. Și de ce nu m-am îmbrăcat eu mai confortabil, în general, știi? Ce nu m-am îmbrăcat eu cum mă îmbrac eu? Ai văzut că băi, ești la televizor, cumva, trebuie să arăți într-un fel, trebuie să vadă o evoluție. Vrei să vezi dacă este agresivitatea aia din mine? Asta este că merge, că merge. Da, te-nțeleg așa cu un băț. Zic că trebuie să fiu feminină, că arunc cu apă în tine. Te-ai supărat? Te-ai enervezi? Zi. Ai auzit ce a zis Boczila de tine? Da, de ce zice toată lumea despre tine, Luiza, că ești așa femeie. Mai... Mi-a părut rău că am picat împreună. Da, asta a fost cea mai nașpa chestie. Deși a fost un duel fire, trebuie să recunosc că, bă, nu vreau să ne compar, dar ca și cum au jucat Pele cu Maradona, înțelegi? Dacă asta înseamnă mișto, atunci da. N-am înțeles ce ai spus, dar cred că dacă era Virgil aici, era de acord. Era mă. E ca și cum, nu știu, au făcut Red Bull Sound Clash, Beyoncé cu, nu știu. Tu cine vrei să fii? Vrei să fii Beyoncé? Nu, că... Vreau să fiu Cardi B.
Că mi se pare că e ok, Cardi B cu Black White cu Trash. Nicki Minaj. Da. Tu care vrei să fii? Cardi B. Cardi B, e ok. Cam la just fac o crrrr. Și într-adevăr, da, mi s-a părut, mie mi-a dat mai multă încredere că eram a cool. Putem să fiu mai relaxat. Am reușit să mă relaxez la ultimul duel. Da, și mie mi s-a părut treaba asta, în modul că cool. Orice ar fi, o să fie, da, it's gonna be fine. Da, orice ar fi, decât, mă bucur. Nice. Da, decât să te scoată Sasha. Exact, exact. Sau Eddie. Sau, da, sau Eddie, mai dei și... Da. Pe aia care nu sunt. Pe prietenii noștri. În schimb, da, și pe mine m-a omorât așa că am cunoscut o parte a mea care știam că este acolo, dar nu știam că este atât de pronunțată. Și anume? Și mi-am dat seama că nu fac bine, nu fac atât de bine față sub stres. Așa, nu știu, agitat și bulangiu și muist, doar că după aia mi se pare că a fost mult mai ușor alte apariții la TV, că am mai avut de atunci, am mai avut numai apariții. Da, și mie mi se pare. Dar nu, dacă n-am fost la Râs cu Roast atunci la Antena 1 când am făcut Roast la Dobrogea și Moldova, adică a fost mult mai, dacă aia ar fi fost prima apariție la TV, ar fi fost oribil, mai ales mai în ales fața lui Moroșanu. Da. Te pup, Cătălin, uita să votezi. Foarte de treabă. Da. Și ar fi fost ciudat să stai să zici glume într-un setup și total și nou. Și glume pentru agresive, nu glumele tale pe care le știi tu pe de rost, ceva care da, nu faci pe care obicei. Nu ai mai dat până acum. Da. O mai ești pe Niculina Stoican care da, vinește scuip acolo cu... Aia lui tanti, aia lui Natanticu. Da. Da. Sau fata aia, Minodora? Minodora, da. Care și ea, spicy. Ex-Minodora, fosta Minodora la maximum, actuala Minodora. Spicy. Ia, yeah, și cumva a fost așa, a făcut mai ușoară trecerea într-un da, în genul ăsta de context. Cred că acum am fi mai pregătiți pentru televizor. Ah, clar. Deci, da, televizor, e dacă deja ne cauți, emoție, da, iată-ne. Las fierbinți, dacă cauți, nu mai ai bani pentru Bobo sau pentru Celentano sau cine vrei să fii în Las fierbinți? Vrei să fii o Bobonete și tu Gianni? Vrei să fim invers? Vreau să fiu, da. Nu știu, nu vreau să fiu Bobonete, vreau să fiu Celentano. Celentano? Da. Dar trebuie pentru să faci că eu nu beau luna asta și... Nu bei luna asta? Nu beau luna asta, frate. Începând cu 1 august, toată luna august nu bei? Ieri, e a doua zi, începând cu ieri. Începând cu ieri, am înțeles. Am făcut un mini pariu cu Boxy și o să fie foarte trist. Și el ce face? Nici el nu bea? Sau? Tot cu adicțiile, dar nu cu băutul. Am înțeles. Și asta face. Labă. Da. Agresiv. El trebuie să-și facă laba în fiecare zi, eu nu beau. Așa, ca să-și facă jocul, știi? Că altfel începe să tremure, da, și el și eu. Ca să nu mă simt eu exclusă. Și este super obositor. Este abia a doua zi și sunt fac de shit. Da, acum vii și la terasă, ieși la club, da, e atmosferă, doamne, de show. Ieri, la e foarte greu show, să nu, este foarte greu să nu bei. Este extraordinar de greu să nu bei. Nu că aș avea o problemă, ferească Dumnezeu. Nu, Doamne ferește, avem o problemă cu alcoolul în egală măsură în care sunt oameni care au o problemă cu mâncatul. Și nu avem cu glanda, avem cu glanda. Eu am și cu mâncatul și cu băutul. Vezi, aici a trebuit să-mi aleg problema. E glanda aia, e nesimțită rău de tot la da, tine, Luiza. Le are pe toate, futui morții, măsi. Și ieri, efectiv, a început să mă doară capul, nu știu dacă de la băutură, și la al doilea și eu m-am culcat în grinul, ca un boschetar. A fost so sad. Și pentru tu că știi... n-ai băut? Nu știu dacă pentru că n-am băut. Nici n-am mâncat. Acum vreau să fiu super homosexuală până la capăt. N-am nimic cu homosexualii. It's a joke. It's not a... Vorba lui Mortal Technic, if you can take a dick, you can take a fucking joke. Exact. Nici nu mănânc multe lucruri. Nici nu mănânc în general. Și cu aia m-am culcat în green room. Tu știi ce n-aș pe să te culci în green room treaz? Treaz. În timp ce afară e distracție și auzi, auzi și voci și oameni care se întâmplă lucruri la bucătărie și oamenii se simt bine și eu am stat acolo, boss umflate, nu ne plec acasă, acasă, mai beau un par cu apă, și mă culc de tot. Yeah. So sad. Da. Mereu mă întreb, ok, și dacă nu,
ce fac? Dacă nu beau, ce fac? Beau apă minerală, da, ca să simt că am schimbat ceva când am venit la club. Mi-am luat o sigla de apă minerală. Apoi trebuie să mă simt bine ca să mă simt bine. Da. Și, păi, și trebuie să-mi simt toate sentimentele. Este așa obositor. Da, azi am făcut curat în casă. Trebuie să fii prezent cu oameni, în conversații, ca să fie ceva acolo. Că, man, și trebuie, și faptul că asta? Asculți sober ce zice toată lumea, că nu e. Da, da. Și plus totul devine mult mai neinteresant. Și tu pari super muist când ești. Da, eu vreau să plec, dar stai că e abia unul, fuck you. Vezi ce e aici? Apă. Un pic de alcool. Și oricum, bă, oricum, ce poate fi greșit la treaba asta? La băutură? La băutură. Nimic, ca sunt mare fan. Ce mai deranj... Cel exact. Mai mare susținător sunt eu. Nu e nimic mai deranjant decât să bei. Ba da, nu știu, mă cac pe mine. Mai deranjant decât să bei? Să-ți faci analizele și să iasă bine. Da. Ba da, mai e deranjant să bei, să-ți faci analizele și să iasă nașpa de tot. Nașpa de tot la ce pula mea. Dar da. La ceva ce puteai să schimbi, aia e cel mai nașpa, aia e cel mai așa. Eu de fiecare dată când tușesc puțin, sunt mamă, e de la țigări. It's happening. Puteam să mă las. M-am lăsat atunci 3 luni. Ce pula mea? O boală autoimună, bro, n-am avut ce să fac. Nu e că e vina mea, e vina mea. Sau și dacă ai cancer, să fie, nu știu, să la ass cancer, la oase, știi? Da, sau da, ceva. Da. Nu la plămâni, nu la gât. Da, la deși da. Odina e aici să vorbești, wa, wa, wa. Ca am uitat cum îl chema pe nenea, dar ți-am zis că am avut un nene în copilărie care avea gaură aici. Trebuie să fie niște porno în care cineva își bagă pula în ăla. Yep. Oare stai gazul? Știu, oare mai am filmările alea? Real, real deep throat. Oare îți taie? Dacă, oare mai ai gag reflex sau ceva? Adică unde se întâmplă? Oare îți gândi la omulețul? Sau mai ai omuleț? Bă, nu știu, deci nenea asta avea așa. Deci el era bătrân. Era bunicul lui băiatul ăla care avea două capete de pulă. Așa. Nu știu ce se întâmplă în familie, exact. Dar... Da. Și bunicul ăsta, nenea ăsta, era bătrân și avea bunicule. Pune-mi o poveste. Și avea o gaură aici, în gât. Și ții minte că n-avea tot timpul vorbitor la el. Nu știu dacă prima parte a relației noastre, mă rog, relației, prima parte a perioadei aia în care cunoșteam eu, în care eram cochetați. Copil, l-am văzut, da. N-avea din ăsta și doar... N-avea aer să scoată din gât, el încerca să vorbească, dar scăpa pe aici. Că omul arăta ca un bonk, puteai să faci un bonk din el dacă îi puneai niște iarbă în gură, dădeai foc și țineai degetul acolo și blububub. Și avea gaura asta aici în gât, doar că, asta zic, ca să nu pară dubios, o astupa cu un ziar. Dar pe... Își băga un ziar și te uita la el, era ca un om normal. Nu unde stau un ziar acolo? Nu unde stau un ziar. Adică puteai să vezi dacă citeai de aici, puteai să citești articolul din... Numai că mai făcea așa ziarul când tu ia. Yeah. Și ziarul făcea să arate și mai ciudat totul. Dar îl ținea la zi ziarul? Sau era același ziar? Îl mai schimba. Libertatea da. În fiecare zi, da, să fie, să ai aici actualitatea. Să vezi că stați cu pigazul, ca dracu. Sau să ai fata de la pagina 5, să fii. Eu mi-am dat seama că o chestie foarte bună, o utilizare foarte bună la gaura asta în gât, când ești la plajă și n-ai tricou pe tine și n-ai unde să-ți ții ochelarii. You know? Deci, așa, n-ai anchiorul ăsta. Exact. Încearcă gaură. E anchiorul corpului. Omulețul. Da. Și încă un lucru care mi-a plăcut la Stand Up Revolution este așa. Faptul că ne-am făcut prieteni. Și că am avut o experiență pe care nu o vom uita niciodată. Nu, dar serios, am cunoscut oameni. Dar pare genul de lucru pe care să... ți-l citează revista Viva. A, da, încă după 10 ani, încă ne mai întoarcem. Pe 16 iulie, de fiecare dată ne întâlnim acolo la studio acolo. Și mai dăm fiecare câte o bucată, vedem unde suntem, da? Suntem, de acolo suntem. Da, chiar ne-am făcut prieteni. Da? Nice. Acolo l-am cunoscut pe Tavi. Da. Fresh nice. Oare ce mai face? Nu l-am mai văzut de mult. Trebuie să mai faci și noi un turneu mai... în țară. Da. Scrieți și voi de unde sunteți, că poate așa știm unde să venim ca să și vindem bilete în care la Sighișoara. Scrieți de unde ne votați. Da, de unde ne votați. Da, chiar mai avem spectacole
perioada următoare? Da, avem în Vama Veche, joia, în general. În Gaura Cea Veche, acolo după ureche, nu știu. Verificați pe Instagram că acolo sunt actualitățile la zi. Avem Sighișoara vineri 12 august la Double Terasa Double Tree by Hilton. Da, asta e bunica solo Paris? Da. Da. De avea doi copaci și de atunci na, așa și hotelul. Și cred că avem s-ar putea să avem și la Brașov să mai punem un show. Și păi avem media și cu 14... toată lumea. Pe 14 august, Mediaș? În ajunul, Mediaș, da, în ajunul Stămăriei. Este mare sărbătoare mare la Mediaș cu 8 com, nu doar 4, nu 5, nu 6, nu 7, nu 9. 8 comedianți. 8 comedianți. 8 comedianți mari și frumoși. În Mediaș. Cât vezi cu ochii, o numai să dai numai comedianți. Cu Mediaș, în Mediaș. În Mediaș. Oh my god, da, eu am o glumiță cu Mediaș. Da. Ia. Fix acolo s-a întâmplat. Mediaș, da. Da, o să fac asta. Știi ceva? Știi ceva? Da, că suntem 8. Megheșeni, Megheșeni, veniți pe 14 august la Mediaș ca să auziți glumița cu Mediaș. Rompetrolul Mediaș. Și suntem noi doi. A, e Virgil. Virgil. Este Mitran. Dragoș Mitran. Cârje. Alex Dobrotă. Florin Gheorghe. Și Mirel? Cred că Mirel. Cred că Mirel. Da. Deci aveți de unde alege, am făcut un platou foarte, foarte drăguț și o să mergem să facem un fel de maraton în Mediaș. 8 oameni pe scenă, n-am mai făcut chestia asta niciodată. Niciodată. Cred că am mai făcut gen open mic-uri chestia. Dar nu în formula am mai făcut, asta. Nu în formula asta. Și nu în Mediaș. Și nu în Mediaș, ceea ce este o premieră. Poate pe drum ne oprim și la Dumbrăveni să mâncăm niște carne de cangur. Sau există? Un pic de aligator. Da, este un drum spre Mediaș. Domnul putem să ne, să ne oprim la restaurant Baum, parcă se numește. Da. Există? Abia aștept. Ce, tu ai mâncat din ambele? Da, am mâncat din ambele. Aș prefera aligator, pentru că mi se pare că un cangur e prea drăguț. Un cangur e prea drăguț și aligatorul nici n-are așa mult gust. E ok, e și nici n-are sprâncene, deci acolo. Da, știi? Dacă n-are sprâncene, n-are cum să spese de el. N-are suflet. Ia. Yeah. Și plus că ai văzut, adică mi se pare că dacă, cine crezi că ar bate dintr-un cangur și un aligator? Pe cine? Cine? E între ei? E între ei. Cred că aligatorul. Dacă îl prinde. Dacă îl prinde. Dacă sare ăsta pe așa pe capul lui, știi? Și dă numai picioare. Dacă îi dă numai picioare încăpățână, dar și îl dă cu așa cu bărbia de pământ, cred că e dureros pentru aligator. Aligatorul e ăla mai mare? Sau crocodilul e ăla mai mare? Cred că depinde de specie. Eu mereu am presupus că aligatorii sunt mai mari. Și eu nu mai știu. Diferă și forma capului și cred ăla că mai lat așa, mandibulă. Ăla mare, da, mare. Da, da, o să merg pe aligator. Sunt scary shit, da. Yeah. It's fucking huge și nu mor de bătrânețe sau ceva. Adică în teorie ar putea să trăiască infinit. Da? Da. Doar că la un moment dat am înțeles că satură și exact, se satură pentru că nu se mai satură, adică devine atât de mari încât nu mai au unde să găsească atâta hrană ca să-i susțină cumva. Ce tare. And they die. Și așa, păi, trebuie să-i mănânci. Da, și din aia să faci cizme. Multe cizme. Și chestii. Dar la Baum în Drumboveni am înțeles că este un domn acolo. Că știu că există ideea de Baum Games, niște păcănele. Așa, da. Care au, mie mi se pare că sigla lor arată ca o gogoașă. Și da. Ceva? Este o gogoașă. Este o gogoașă. Este o gogoașă. Perfect. Okay. Și cred că a vrut să facă o nebunie. Cred că aparent, nu știu. Se cred câștigă că, bine din păcănele. Sunt profitabile, se pare. Că și-a deschis un restaurant acolo unde are cangur și aligator. Și aligatorul... Și să n-ai tu niște stripsuri? Bă, o pizza, mă, o pizza. O zacuscă două morții. Da. O pizza casei, o ceva. Nu, doar asta poți să mănânci acolo. Doar diferite interpretări ale aligatorului. Poți să mănânci sarmale de aligator, poți să mănânci zacuscă. Mi se pare so insulting să vezi barte animalul ăla fioros și tu faci sarmale din el. Ești ceva... Fuck you, top of the food chain. Pachetele de primăvară. Du-te, dracu. Da, și să fie oameni. Nu-mi place asta, nu-mi place, vreau smântână. Cu aia, mănânci aligator. Mănânci aligator. Adică mi se pare gătit. Că,
abia atunci te piși pe el, pe specia asta, știi? De, când după pui ce tu că, un pic de că, ketchup. Da, că este un, este un animal atât de maletic, vine și a mâncat, omul ăsta, animalul ăsta a mâncat dracu, a mâncat hipopotam la viața lui. A prins un hipopotam pe care l-a sfârtecat de viu între dinții lui. Tu ai mâncat Madristor. Și acum tu vii la baun și mai vreau un pic de usturoi, că n-are gust de pula mea. E grețică. Mi se pare, e atât de cool. Singurul mod în care ar trebui să fie aligatorul este viu. Carne negătită. Mi se pare că gen... Ar fi să muși din el. Carnea din asta de animale periculoase, cum ar fi aligatori, urși, albine, găini, dacă e... Albine, da, chestii, viespi. Da. Le mănânci, o mănânci crudă. Sau cu un pic de sare lăsată așa. Nu ai voie să gătești. Da, n-ai voie să faci reducții sau căcaturi din astea fențe. E mult prea mare... diferența între a avea o carne de aligator, a fi un băiat care dă cu un cuțit, nu știu cum se omoară un aligator, să presupunem că... Nu știu. Dacă, care e cea mai optimă? Dacă eu vreau acum să omor un aligator. Dinamită. Eu nu cred că... Îl calci cu un hammer. Îl torni în ciment, îl torni în beton aici, pe Băcărești, unde se fac blocuri noi acolo. Te duci, te arunci de viu cu trei băieți noaptea. Un băiat relache. Și tu ai un te chinui... Ce? Te chinui este să super omori. Fucking disrespectful. A trăit la sute de ani și tu ești... Carpaccio. Și acum să-i sucuși... Nu, mai trebuie un pic de bulion. Aia, nu mai trebuie nimic după ce ai dat cu cuțitul, ai scos. Bine, mă, să mațele. Bre. Ți-am adus aligator. Da, și apoi mai faci cu ce? Cu un piure de morcov sau cartof. Ca să nu spice greu. Da. N-ar trebui să ai voie să întreb câte calorii are. Ce? Un aligator. Nu, îl absolut mănânci. Deloc. Aia, îl când mănânci. Ți se dă, îl mănânci. Îl mănânci. N-ai voie să cântărești, stai un pic, trebuie să mănânc acum 150 de grame de aligator. Oh my god, am uitat să luăm broccoli, Jesus fucking în Christ. În aplicație, să nu găsești carne de aligator, să se adauge acolo, la tracking. Dar așa ca gust, nu, mi s-a părut interesat ca textură, că e așa un pic mușii, un pic gumat, ca niște papuși din aia de bătrână care sunt mori. Ortopedici? Da. Cam așa se simte în gură. Și canguru? Și kangurul, nu știu, mi s-a părut că are un pic... Mi se pare că la kangur trebuie să mestești mai mult. Mai țeapăn, da, mestești mai mult un pic la kangur și mi s-a părut că e ca o carne, dar care are un pic de... Bounce to it. Duce un pic spre ficat, spre carne, spre gustul ăla de carne de ficat, știi că... Ce? Un pic de fer, așa, are un pic da, cred că da. Aerenie, așa? S-ar putea să mă înșel, dar s-ar putea să nu-i fi fost kangur. Ce fain s-ar putea să ne fi dat oamenii din Dumbrăveni. Sabara, o oaie sau ceva? Pe televizoare, numai din astea cu Steve Irwin, Crocodile Dundee, să te bagi așa în mood și iau pui. L-au ținut mai mult la macerat în boia. Că nu e ca boia. Și cum o să vină niște inspectori. Adică tu, cum te sezi? Poți să faci reclamație. Dacă noi facem acum reclamație, bă, noi am fost la restaurantul ăsta și am comandat carne de kangur, dar nu ne-a adus carne de kangur. Nu, sau pur și simplu am avut noi bănuiala că kangurul ăla n-a fost kangur. Da. Nu știu ce putea să fie, putea să fie pui, putea să fie corcan, putea să fie porc, Eddie. Putea să fie, da, exact, Eddie, putea să fie azorel, putea să fie orice. Da. Și acum tu faci reclamație și cumva un și organ... presupunem că cineva vine și te ascultă. Trebuie, da. Trebuie. Trebuie, dacă faci pe la ANPC, la OPC, la ceva, consumatorul trebuie protejat. Eu mereu am zis asta, Luiza. Mirică la 1313. Mirică la 1313. Ești consumator? Trebuie Potează protejat. Vrei să fii protejat? O să te protejezi. Consumatorul trebuie protejat, da? Și tu dacă faci reclamație, un organ al statului competent ar trebui să vină să rezolve reclamația ta. Cum iau ei și cum testează ei, domnule, dacă carnea este de kangur sau nu? Poate dacă e de kangur, dacă o arunci, sare. Sare, da. Are mânuși de box. Pe jos și e pum, pum. Că și când ei primesc marfă. În primul rând, cineva distribuie carne de kangur la noi în țară. Nu știu cine e băiatul ăla, dar da. Respect. Probabil unul despre care auzi că a cântat la Buddy and Soul sau așa. Celălalt, nu ăla care vinde mațe pentru cârnați. Celălalt. Cineva distribuie carne de kangur. Cineva sună undeva și întreabă, mai aveți kangur proaspăt? Dom'le, când aduceți? Când băgați kangur? Băgați. Aveți kangur?
Ne-ar trebui niște... Și ce se mănâncă de la canguri? Exact. Marsupiu. Mi-ar fi plăcut să văd acolo pe perete o poză în așa, o secțiune cu un cangur pe care scrie aici 1 lângă cap, 2 spate, 3 mușchi, 4 marsupiu. Din marsupiu cred că faci cald taboș acolo. Poți să iei tot niște carne de la tot de la cangur cu un pic de grăsime, că presupun că are și grăsime. Mamă, da, e ofensiv să-l undești tu cu cangur. Știi, da, cangur, cu el, cangur, cu el însuși. Cu un pui. Știi? Este o este o un carton foarte drăguț de la Cyanide and Happiness cu un băiat care se duce la birou și are un coleg la birou pe care îl detestă, omul ăla enervează foarte tare pentru că face tot timpul o glumă, se duce la alți colegi și îi roagă să-l tragă de deget. Și el atunci trage pârți. Zile întregi, trage-mă de deget pârți. După ani. Bă, salariu de căcat după salariu de căcat. Overtime după overtime, tot trage-mă acolo de deget. Funny, nu zic nu. Da. Dar cât de funny poate să fie să-l faci? Se adună. Și într-o zi nu mai poate, băiatul ăsta gata, dă cu pumnul masă, I had enough, și vine colegul lui și zice, trage-mă de deget, și el se gândește, și ceva, nu o să trag de deget, o să împing de deget. Și în momentul ăla omul ăla împinge de deget și apoi în curul băiatul ăla se creează un vortex, pentru că acum nu se mai bese, acum începe să tragă tot, imprimantă, calculatoare, colegi de muncă, birou întreg, toată clădirea și dispare tot. Și așa mi se pare că poți să... Și apoi inclusiv el, că se trage pe el însuși, se trage în propriul lui cur. Și divides by zero. Exact. Și așa se termină lumea. Și așa se termină lumea. Și așa mă gândesc că o să se întâmple... Adică tu dacă e un cangur și încerci să-l întorci pe dos, începând de la marsupiu, la un moment... Adică știi cât faci asta? Adică atunci când bagi... Ai văzut când bagi o șosetă așa în ea însuși? Și rămâne acolo un pic de... Că e mult mai ușor să transport, că probabil, nu știu... Dar se lărgește la un moment dat. Presupun că nu transportă cangurii întregi. Crezi că îi transport în propriul lor marsupiu? Ca pe șosete. Cum adică? Adică îl întorci pe dos, prin marsupiu. Da, îl întorci pe dos. Și mai ai mulți canguri, da, așa, sub formă întorci de șosetă. Da, exact. Și apoi trebuie să le găsești perechile. Cu asta. Îi mai miroși, vezi. Eu mai mi-au țeapă asta câteodată. Dânsul își mai aruncă câteodată șosetele murdare așa peste hainele curate. Cum și adică? Și ai must sniff test câteodată. Care hainele curate unde sunt? Se usucă de ampulea pe peste tot în casa asta. Ai văzut cum locuim noi? În ce condiții? Alea nu sunt condiții. Yeah. Și eu de vreo două ori mi-am luat țeapă astea. Erau niște șosete și am crezut, sunt șosete curate. Mm. Ei bine, nu erau. Nu erau. Le simți la miros? La miros, că n-ai cum altfel. Proful meu de fizică îmi zicea că în armată așa testa șosetele, lua șosetele și le aruncau. Și dacă nu se mai întorceau de la tavan, nu mai erau bune. Dacă picau, erau ok. Mai era și aia, da. să vezi dacă poți să le rezemi cu unele lucruri miroase așa de tare încât au înțepenit. Da, am mai văzut chestia asta. Nu la șosetele mele. Ba da, la șosetele mele. Da, când depinde ce au și în ele. Păstrezi o șosetă, adică o șosetă, după o singură purtare o dai la spălat de fiecare dată sau... Care e circuitul șosetelor în natură? La mine, da, eu fac risipă de șosete. Că îmi place, simt că acolo mă răsfăț eu. Mm-hmm. Ăla e momentul meu de wellness. Da, să-mi dau jos o pereche de șosete și știi ceva, să iau altă. Și la mine, adică mă gândesc că e același sentiment ca la chiloți. Știi? Mamă, când ai și în dacă, chiloți, uite, astăzi, pe tine. Astăzi am luat, că înainte să vin încoace, mi-am luat o pereche curată de chiloți. Presupun, sper că era curată, sper că mașina de spălat și a făcut erau, ai tăi. Și sper că erau ai mei. Și am luat o pereche de chiloți. Acum, o să mă duc, să zicem, o să mă duc diseară acasă, o să fac un duș. N-am portat, să zicem că am portat 3-4 ore chiloții ăștia. Da. Nu o să pot să-i port, pentru că știu, adică poți să-i porți, Da, n-o, dar n-o nu problemă. Poți să-i porți. Dar știu că deja i-am portat și întotdeauna... Nu știu dacă se simte pe bune sau este mai mult de creier, dar se simte atât de bine când e o pereche curată de chiloți sau de șosete, for that matter. Și că dacă știi în capul tău că băi, am mai portat o dată, par un pic mai împuțite în capul tău sau poate chiar sunt, habar n-am. Da, uite, un tricou mai merge. Un tricou, sunt ok cu un tricou. Da. Îl miroși, vezi. Da. Da, la chiloți ești man. Yeah. Ce suntem? Yeah. What are we? Poor. Plus că asta e niciodată. Nebunule! Ai votat 1-3-1-3 astăzi, Mirica? 1-3-1-3. 1-3-1-3, Mirica. 1-3-1-3 de pulă să mai... managerul nostru. Antena 1. Vrei să vii aici?
Și eu, uite, de exemplu, la șosete, o să-mi dau o pereche de șosete jos, știu că sunt purtate astăzi, o să le pun lângă cutia cu șosete curate. Nici nu vreau să le arunc, nu mă lasă inima să le dau, așa, nici nu vreau. Faci exact ce îmi face ăsta. Zic, da, mă, dar așa nu, se gândește nu și sunt, el. Nu sunt chiar atât de murdare. Multe. Da, adică mai port două. Dar zici șosete vendești și acolo mașina de spălat. Păi da, da, uite, de exemplu, dacă mâine dimineață eu vreau să cobor la magazin. Nu cobor în magazin, în șlapi, că na, nu. Îți iei șosete la șlapi. Și, în fine, sunt. Da, îți iei șosete la șlap sau la orice, cu ce te încalzi, te duci până la magazin, da? Dacă te duci până la magazin și să-ți iei tu un cornel, un iaurțel, o sana și doi covrigi, da. Și apoi te întorci în casă. Mi-am luat angajamentul că por șosete toată ziua. Deci por șosete toată ziua? Da, eu nu le mai dau jos. Și apoi stai în casă cu șosetele alea? Da. Faci duș cu șosetele alea? Da. Mă spăl. Uite, vezi, Luiza, aici e problema. Nu pot. Nu dacă mine. Am ieșit un pic cu niște șosete, nu pot după aia să le iau, să le dau la spălat. Ai ieșit un sfert de oră, te întorci acasă, le dai jos, le pui într-un loc șor, da. unde nu e nici pentru șosete curate, în purgatoriu. Nu e nici rai, nici iad. Trebuie să existe un purgatoriu al șosetelor, dar pentru că nu sunt murdare, dar da. Sunt purtate. Ce faci cu șosetele alea? Uiți ele, știi ce faci? Le lași acolo, zici că o să le mai porți și după aia prind foarte mult praf. Și păr de pisică în cazul atunci, nostru și atunci le dai la spălat. Ca să le întreb și eu pe ăsta. Mai punem lucruri. Știi când mănânci un pic din ceva, zicem că ai o caserolă de humus și mai rămâne foarte puțin humus. Da. Și ești, nu-l aruncăm, că mai e niște humus. Îl pui în frigider ca să-l arunci peste o săptămână. Da. Este exact. So stupid. Și da, asta e întrebarea. Îl aruncăm acum sau mai târziu? Oare am fost crescuți așa? Da, fără să îl faci risipă. De la creștere să nu... Să mănânci tot din farfurie? Da. Yeah. Așa greu mi-a fost să-i las lui... Abia, așa, i-am lăsat-o de asta de săpun lui Ciprian, fostul meu proprietar. Da, ți-a fost greu? Da, foarte greu. Băi, dar e săpunul meu. Tot. Da, iau tot în partea cealaltă nu mă spăl? Ce înseamnă asta? Dar ce înseamnă? Săpun sau savoniera? Sincer, i-am lăsat și savoniera. Și niște săpun, da. E săpunieră de omorție, că dacă pui durul în el, nu e savoniera. În fine. Dar așa se întâmplă. Deci nu știu ce să facă. Parcă mă rupe la creier să arunc așa din prima șosetele. Okay. Eu mai stau cu șosetele prin casă. Ca să pot să le arunc liniștită în coșul de rufe. Sau lângă coșul de rufe, de ce spun că pe mine. Nu sunt niciodată la zi cu rufele. Hai să stabilim aici, cu șosete în picioare sau fără șosete? Fără ce și ai. Tu știi că sunt oameni care au aceeași atitudine și care se gândesc la noi, oamenii normali, care dorm fără șosete în picioare. Dar unde dormi afară? Afară, înțeleg. Dacă sunt niște afară, în sălbăticie. Sunt oameni care dorm acasă în confortul propriului lor dormitor. Dorm cu șosete în picioare. În picioare. N-ai cum să faci casă cu oamenii. Asta nu este părerea mea. Da, e foarte greu, știi, când zice maică-ta, pune ceva pe tine, că mi-e frig mie. Deci mă uit la oamenii aia, că mă uit la oameni care dorm aparent, dar mă uit la oamenii aia la șosete, că dorm cu șosete în picioare și n-ai cum, mă ia pe mine la picioare, dă-ți-le jos. Devine uici puțin da, așa. Da, mă ia disconfortul și pe mine. Dar tu nu le simți? Și ele sunt șosete diferite? De ce eu dorm cu mânuși și mâini? Exact. De ce? Dacă dorm cu șosete în picioare... Mâinile tot nu sunt niște picioare? Sunt niște picioare și astea. Sunt niște picioare care poți să apuci lucruri. Sunt picioare cu care poți să faci laba. Mi sunt bătat de sus, sunt picioarele de sus. Exact. Și da, sunt șosete diferite sau sunt șosete 24 de ore șosete? Că that's a never, știi? Adică ai șosete ca pijamale? Știi? Sunt șosete separate? Ajungi acasă, și ții alte șosete. Îți dai șosetele jos, eventual te speli, poate nu. Da, zile și zile. Zile și zile. Poate doar dai cu un șervețel umed. You never know. Așa. Eu ne mor, tot duș se pune și apoi îți iei șosete curate pe tine, you fucking maniac. Exact. Ca să ce? N-ai voie să faci asta. Dar n-ai căldură sau n-ai... Bă, dar nu, stimă de sine, n-ai stimă de sine. Și dacă ai căldură, toleții, foarte rar mi se întâmplă să dorm cu șosete, poate niciodată. Nu știu niciodată, dacă doar dacă m-am îmbătat ca un animal și am și Adidas și în picioare, și dacă e frig, când am mai dormit pe frig. Fără șosete, tată, țin șosetele sub pătură. Și mă adun eu și mi-e frig și aia e și trăim în frig că oameni suntem. Unde, uite, știi unde am mai dormit cu șosete? Ieri în green room, dar jumătate de oră. Da. Și nu vreau să-mi pun picioruțele unde știu că și-au pus, știi? Acolo înțeleg.
În același timp am mai văzut și oamenii ca noi care sunt, care duc mult prea departe, care, care dorm în avion fără șosete. Care, da, te-ai îngătumat. Ăla-i next level. Nu, don't do that. Nu te descalți în transportul comun. Nu te descalți. N-ai voie să faci. Nu e avionul tău, nu te descalți. Ce mai urmează? Cine e? Who the fuck you think? Ce alte probleme mai sunt? Să rezolvăm acum, că simt că suntem on a roll. Și mai am next level. Când tovarășul meu din facultate, Florin, care nu mai știu dacă am avut discuția, dacă nu aveam discuția, noi mai, la un moment dat mai făceam și o glumă, ne-a învățat alt tovarăș de-a noastră, că intrai în cameră și cumva pe partea dreaptă, din hall, pe partea dreaptă, erau două paturi. Așa. Erau două paturi pe paturi și picioarele erau fix aici, acum intri, erai picioare. Și erau două paturi suprapuse, unul peste celălalt. Și veneau picioarele cam la nivelul capului. Și bulangiul, cine avea ghinion să doarmă în patul de sus, că venea, intra cineva în cameră și te scuipa în talpă. Îți dea mare flegmă în talpă. Și era groaznic se simte ciudat. O flegmă în talpă, da? se simte într-un fel. Uite, nu mi-a dat Dumnezeu încă. Și nu știu dacă am... Dar știu că mă luam de el, sau, adică aveam discuția asta, cum să dorm cu șosete în picioare? Omul ăsta dormea altfel, dormea și cu șosete și fără șosete în același timp, pentru că se punea în pat, își dădea șosetele până la jumătatea piciorului, prima jumătate a piciorului, degetele și jumate de labă, erau acoperite de șosetă, apoi cealaltă jumătate cu călcâiul erau fără șosete. Pentru ce? Pentru aderență? Să nu... Habar n-am. El zicea, susținea că este și mai simplu dimineața când se trezește, doar trage alea un pic și gata, acum este. Asta era problema lui, eficiența. Era foarte pragmatic, dar ce mai fac din astea? Mă dimineața când mă trezesc la 5.05 și la 5.06 trebuie să mănânc două ouă, doar albușul și un bacon și apoi trebuie să citesc 45 de minute după care pe ușă, tati. Ce e asta, men? Ce e asta? Nu. Și are prietenă? Da, trăiește cu ea acum. Nu știu, încă nu știu care... Crezi că mai are apucăturile astea? Aș vorbi cu ea să văd cum doarme acum și cum îl suport dormind așa. N-ai dorm cum. Cu ea în pat. Trebuie să ai plăpumi separate și camere separate și să nu fiți în viața celuilalt. Vieți separate cu totul. Crezi că e mai nașpa să fii scuipat în talpă sau lins în talpă decât în situația asta? Eu cred că dacă te linge în talpă, te-a pus să dormi și cu șosete. Dacă ai a lecăr, știi? Da, să fie ăla de jos, să-i placă super mult picioarele, tu să mai adormi, să-ți mai cadă așa un picior și el să-ți sugă un deget. What? Ar fi ciudat. Îți iei șosete. Dormi în ștrampi. Nu că mi-au șosete. Dorm cu Adidas și Luiza. Dorm cu cizme de alea, le dai greu de pe tine, te chinui. De stripperi. These boots were made for... Te durează 15 metri, mă, să legi alea. Așa dorm. Poate mă ia valul și le duc până aici, le duc. Bun. Știi ceva? Latex cu totul. Așa dorm și să se audă. Dar nu înainte să votez, Mirica, la 1-3-1-3. Și vă mulțumim că v-ați uitat la podcastul ăsta, care a fost foarte... încadrat foarte prost, dar foarte amuzant. Dar hei, a fost al nostru. E al nostru încadrarea. Sper că am avut sunet. Sper că s-a înțeles. Dacă nu, hei... care ne-am făcut prieteni. Hei, de pula să mă iei. Vrei un vreun mesaj, Luiza, așa? Vrei să, gen, să vrei terminăm? Să cântăm ceva pe final? Ok. Să izbucnim în cântec? Ce cântec? Ce cântec ai cântat tu în ultima vreme? Vrei să cântăm refrenul de la Hei Tramvai? Hei Tramvai, cu etaj și tras de cai. Hei, Jobe, ce umblai la Montjardin? 1-3-1-3, de pulă să mă iei! Și vă mulțumim că v-ați uitat și la acest podcast, unde ați ascultat și Mircea Vintilă, Pasărea Colibri sau Smash. Cine ce se mai întâmplă. Dați SMS, mesaje de tip S. Nu știu de ce vine SMS. Short Message System? Vezi? Cum să nu-l votezi? Asta zic. SMS! Hai, buz, te caută cineva. Am înțăpelit. Hai, de dracu, să fumăm, tu trebuie să urci pe